Levana, salutare, bine ai venit la Marginea Lumii. Te-am Salut, invitat Nicola. să la un par de vin la Marginea Lumii. La o Uite, de cană când nu de ne-am ceai. mai... Cât o trecut? O trecut vreo 2 ani, că nu ne-am mai văzut live, zic așa, pe... Aproape un Da. an jumate, așa cred. Un an jumate. Un an jumate, da. Da. Între timp, noi ne-am mai discutat, ne-am mai văzut și am discutat așa, dar între timp o chestie care a survenit au fost articolele tale pe Active News, pentru care te felicit și care au fost Mulțumesc. un succes, o serie întreagă, grozavă, și mă bucur foarte mult că ai făcut pasul ăsta în forță. Știi că ai contribuit, că m-ai încurajat. Da, ei, așa că am făcut galerii, ți-am ținut pumnii, știi, asta Da, spune foarte mare încurajare. exact. Oricum, articolele recente, cel puțin, au avut un succes teribil, așa și ca număr de vizualizări și ca impact. Dar surpriza a fost că au fost despre noua ordine mondială, adică chiar penultimele două au fost despre o nouă ordine mondială. Și asta, eu știam că e ceva conspirații, ceva, nu? Sau cum e? A, da, E da. conspirații, nu asta? E o conspirație atunci când, aici eu zic de pe Wikipedia, care este depozitarul de cunoaștere oficială și deci știm. Deci, după Wikipedia, e conspirația atunci când vorbești despre o elită ascunsă care are niște planuri secrete de a conduce lumea cu reducerea sau eliminarea suveranității statelor naționale. Atunci este conspirație. Dacă vorbești de o elită publică cu planuri publicate care nu sunt secrete, nu este. Este noua ordine mondială, că e ordine, e nouă și mondială. Și atunci poți să vorbești despre ea. Păi ea se vorbea așa, pe sub mână, sau dacă vorbeai despre așa ceva cu ceva vreme, aveai o etichetă, că ești un individ cu folii de aluminiu pe cap. Asta era rețeta de... Ei, acum știu că se vorbește la summituri internaționale, cu subiect și predicat despre subiectul ăsta, despre noua ordine mondială. Bine, Dar ea ce este de fapt acum? au fost mai Cum multe. Au fost sunt mai mai multe multe? și sunt mai multe. Adică, istoric, așa, poți să spui că în vâna pe care o avem noi acum a început cu Liga Națiunilor, nu? Liga Națiunilor a fost un eșec, pentru că a urmat al doilea război mondial, scopul Ligii Națiunilor fiind acela de a asigura pace, securitate. S-a făcut ONU și imediat după ce s-a făcut ONU, a început și războiul rece, motiv pentru care noua ordine mondială pe perioada războiului rece a fost una bipolară, nu? Că aveai două foarte mari puteri într-un blocaj din ăsta încordat așa în amenințare reciprocă cu războiul nuclear și lumea era bipolară. După ce a căzut comunismul, a fost o perioadă interesantă, scurtă, dar interesantă, pentru că Gorbaciov a venit la ONU și a ținut o cuvântare care a făcut valuri foarte mari atunci, a prezentat așa o viziune foarte generoasă de cooperare și de un viitor luminos. Bush cel bătrân, Herbert, la vremea respectivă, nu a replicat și lumea era neliniștită că Gorbaciov întrunea sufragii, se întâlneau europenii cu el, părea că nu e, da, cumva era, ocupase prea mult scenă. Și Da, au avut, era dușmanul. nu știu dacă era, părea cumva că totuși tu, dita mai sua, n-ai și tu o viziune, că vine ăsta de la comuniști, de acolo, el are viziune, tu n-ai viziune. Dar n-a avut timp să facă viziunea, pentru că a urmat războiul din Irak, repede, la primul Gulf War, care a fost tratat de SUA prin declarațiile președintelui Bush ca fiind testul pentru noua ordine mondială, adică cooperarea însemnând că toată lumea se aliniază cu SUA când rezolvă o problemă de securitate globală
Asta a fost contrapropunerea americană, practic. Moment în care s-a instalat ceva care s-a numit momentul unipolar. Unii spun că e bipolar și ăsta, sau a fost, sau e, sau e și azi. E foarte complicat pentru că nimeni nu, adică părerile sunt foarte împărțite. Diversi specialiști analizează în diverse feluri. Deci fie a fost momentul unipolar, care a fost revigorat apoi după atacurile de la 9-11 cu al doilea război din Irak, unde nu s-a mai coalizat lumea chiar așa, adică noua ordine. Iar că America a fost un pic mai singură la această a doua ordine mondială. Deci ori unipolar, după unii ar continua și acum unipolaritatea, sau bipolar în sensul că SUA este polul militar și ONU este polul moral, etic și instituțional și se ocupă de orice, de tot restul. Deci ai avea această bipolaritate. Și asta a fost acum în astăzi, 2024, avem mai multe propuneri practic de nouă ordine mondială. Este această propunere a ONU despre care am scris eu, care pe scurt spus ar consta într-o versiune accelerată a agendei 2030 de guvernanță globală și cu asocierea parteneriatului strategic încheiat în 2019 cu World Economic Forum. Pe de altă parte, s-a format între timp un grup de state, altă, nu știu, să numim instituție internațională și asta, nu? Care pare a fi contraponderea, opoziția lui G7, care este BRICS și care nu știu câți membri are acum, dar în orice caz mult, mai și mai mulți au depus cerere. Cred că are vreo 11 acum, să nu zic prostii. Are o majoritate globală dacă intră, da, și cei practic care acum, au... Exact, mai are o pondere mai mare decât ONU nu decât G7, de fapt, decât. A, de că G7, da, dar nu știu dacă în termeni economici neapărat cred că au vreo 30% din sub. Praf, nu știu, aveam undeva scris, aș prefera să nu mă opresc, că astea se pot verifica. Este în orice caz ceva care nu poate fi ignorat. Unde mai pui că 5 membri inițiali din BRICS sunt și din G20? Hai că altfel spus, G20 nu prea mai e, ca să spui că era, știu, un forum în interiorul ONU sau care colabora cu ONU, dar nu prea. Și deci ai această organizație internațională care propune și ea, nu știu, ceva care s-ar chema multipolarism. Deși, din nou, ce înseamnă acest multipolarism? Sunt tot felul de păreri ce ar putea să însemne acest multipolarism. Mulți spun că nu poate fi ultim, maxim e un bi, pentru că ar fi China și SUA, nu? Alții spun că chiar deja este un multipolarism. Acum depinde foarte mult, și cu asta închei, că polii ăștia, ca să discutăm de unii multibi, se calculează în funcție de puterea națiunii respective. Și acum, ce putere aia, toată lumea are câte o părere. Că e militară, că e și militară și economică, că e numai economică, că este soft power, că este o putere de fapt de a influența, de a obține satisfacerea intereselor tale sau cele pe care tu le promovezi cu celelalte state, da? Deci e complicat de spus. Și eu am comentat în articolele mele doar această nouă ordine mondială propusă de ONU, pentru că e mai oficial, așa cum se spun ceilalți, nu știu, n-am văzut, nici nu știu, nici rusă, nici chineză, poate că în China o fi ceva scris undeva. Și doi, are o istorie pe care o putem identifica și o putem discuta un pic mai mult pe asta decât pe celelalte, pentru că celelalte nu știu ce istorie. Bun, dar noi avem cât, 70 de ani, de la 80 de ani sau cât, de la înființarea ONU. Da. Și s-o concretizat, este, adică ce anume vedem noi astăzi, ca ce propune această ordine mondială născută prin Liga Națiunilor și prin ONU mai târziu? Care este teza ei? Păi inițial ONU a avut doi piloni, cum zic ei, deci două principii fundamentale, scopuri fundamentale, motivele pentru care a fost constituită, scopurile ei, securitate și pace.
S-a adăugat un al treilea, sustenabilitatea, mai târziu, prin 2000 și nu știu cât, 2-3, nu mai țin minte. Iar acum vor să pună și un al patrulea pilon, care este ăsta cu climate change, cu guvernanța de mediu. Acum, în măsura în care, că, știi cum, bun, și-a împlinit scopul cu securitatea și cu pacea de a sări la altele, mă rog, că este niște scopuri utopice, adică ca și cum ai vrea să controlezi vântul. Dar nici măcar nu, cum să spun, e și mai concret de atât. Că, în primul rând, că mi se pare legitim să întreb cetățeanul unei țări membre. Pacea și securitatea. Bun, deci practic în timpul războiului rece, ONU, nu știu, că tot a fost război rece. Și în timpul războiului rece au fost foarte multe război fierbinți, mai mici așa, că exact. Și războaiele astea cu, adică ei când spun pacea e pacea celor puternici sau e pacea celor slabi? Contează mult aspectul. Pacea tuturor, dar ONU n-a avut ca puterea. Ei se plâng că n-au această putere, n-au putere de intervenție și oricum acolo este mai un for internațional în care se întâlnesc statele și unele sunt mai puternice și unele mai puțin puternice. Bun. Deci din punct de vedere al pe perioada războiului rece, e discutabil cât de bine și-a făcut mandatul ONU, pentru că totuși au fost războaie multe. Și pe perioada, iar după aceea la War on Terror, adică respectiv al doilea război din Irak, ONU n-a spus ONU oficial printr-o rezoluție, dar au fost încercări serioase din partea secretarului general, atunci nu mai știu cine era, să nu zic vreo prostie, cred că era Kofi Annan, dar nu sunt sigur. A încercat să condamne, să spună, domnule, nu, că nu sunt probe, nu poți să te duci, nu știu ce, nu, a fost ignorat. Adică, practic, nu știu, mandatul ăsta, bun, ăsta nu pare a fi fost realizat. În orice caz sunt foarte multe eșecuri, foarte multe eșecuri. Și apoi s-a mutat cumva atenția spre sustenabilitate. Nu știu dacă dă un alt sens, un alt scop acestei instituții. Se caută o agendă comună pentru state, în sensul că să le explice de ce nu trebuie să aibă război, că avem ceva mai bun de făcut noi ca planetă, noi umanitate, avem și planuri mai, nu vă mai bateți, că ceea ce iarăși e, mă rog, relativ utopic. Lăsați puterea și geostrategiile și geopolitica, că noi avem aici cu sustenabilitate. Și acum e un hey-rup mare de tot. Sustenabilitatea și cu climate change, adică faptul că n-au reușit asta, au încercat să le deraieze, au încercat să le revitalizeze ca obiective, ca proiect, să le împăneze așa? Sau a fost o... E mai complex puțin. În primul rând că eu nu bănuiesc pe toată lumea de acolo că are vreo reavoință sau de asta. E foarte complicat. Și foarte complicat în general în instituțiile astea foarte mari și în birocrațiile astea. Cred că pe de o parte, nu știu, lucru cel mai, nu știu dacă e cel mai probabil, dar sunt convinsă că a avut o mare importanță în oareși cu mutarea asta. Dacă s-a adăugat ceva care face agenda un pic mai complexă și justifică, legitimează ONU. De ce mai e ONU? Că cu războiul, nu știu ce zic, ca dovadă, de ce se întâmplă asta. N-a prea mers. Că au vrut să legitimeze ONU mai departe, dându-i alte teme. Ok, dar există o credință profundă în filozofii care au stat la baza ONU că războaiele încep pentru că oamenii nu sunt suficient de conștiința lor. Ei trebuie să evolueze, știi? Ei trebuie să înțeleagă, să aibă așa ca se vorbește în anumite documente de o modificare radicală a conștiinței umane. Și atunci ea trebuie modificată ca să ia act de această nevoie de sustenabilitate și de această nevoie de a apăra pământul. Și atunci sunt oameni care sunt absolut convinși când spun, domnule, nu, noi trebuie să lucrăm la cauzele războiului. Că nu putem să ne batem cu ăștia, zice ONU, ăștia sunt mari, ăia au armă, noi nu avem ce să facem. Trimitem doi de ea cu casca albastră, nu să-l primim. Noi trebuie să lucrăm la cauze și încercăm să antrenăm întreaga omenire, nu toate guvernele și toți reprezentanții să își mute și ei odată cu noi atenția spre aceste lucruri. Cam ceva de tipul ăsta cred eu că e. Care, da. Vorba bun, ta. Da.
Nu e o chestie, adică pe lângă faptul că e o chestie nenaturală, așa, o organizație care vrea să cuprindă toată lumea. E o trufie grozavă și e o trufie copilărească, prostească, adică să poți imagina că poți avea impactul ăsta la nivel global. Și ei au, asta nu e doar o utopie, nu e doar o trufie, e o utopie. Adică e o utopie și utopiile au în ele o sămânță, au în ele o... Iarăși, ele, e o utopie sau o distopie? Utopia și distopia sunt fețele aceleași monede, utopie sau distopie, în funcție de, adică e la purtător, e în ochiul privitorului. Un autor îți propune ție ceva ca utopie și tu, nu, e distopie. Sau, mă rog, nu știu, invers. Uite acum, de exemplu, cred că pot să-ți dau un exemplu bun în persoana lui Aldous Huxley și cărțile lui, da? Deci el a propus, el a scris Minunata lume nouă, întreaga planetă o folosește azi ca un fel de, nu știu, apocalipsă laică, dezastru, asta e cea mai rea. El nu era chiar așa convins, adică el era eugenist, a avut o grămadă de articole de eseuri scrise și înainte și după publicarea cărții lui și a avut și o revisited, o reîntoarcere minunată a lume nouă prin 58, exact. Cartea a fost publicată în 31, unde el încearcă să rămână așa într-o formă de ambiguitate, dar asta era și stilul lui literar, era un tip sarcastic care, mie nu-mi place cum scrie el, dar asta nu. E satiric, înțelegi? Și dă și mulți pumni stânga și în dreapta la prieteni, că erau gașca acolo, mi-ai dădea peste botul Wells, că nu-i plăcea. Bun, deci trebuie să fii un conesor ca să înțelegi toate de, știi, ce a făcut el acolo. Dar rămâne o realitate că el era eugenist și un exemplu foarte bun din Minunata lume nouă, care are și o istorie foarte precisă, este că el a vrut să-i dea o replică care l-a enervat extrem de tare pe H.G. Wells, care a fost tutorul lui și fratele lui, lui Julian. Și care într-una din utopiile lui, nu știu dacă era de Modern Utopia sau Men as Gods, sau nu mai țin minte care din ele, el voia vedea o lume în care toți oamenii erau perfect superiori. Era un fel de alfa de la... din Minunata lume. De la Minunata lume nouă, da. Da. Asta, în cartea lui Wells. Și Huxley i-a dat o replică pentru că i-a dat replica de altfel și într-un eseu. Adică scria despre asta că el era eugenist și încă mai rău ca alții, că era pentru sterilizare, nu pentru segregare, mă rog. Și a spus: "Păi cine mai muncește? Domnul Wells, dacă toți sunt deștepți și sunt ei alfa." Și dacă te uiți în Minunata lume nouă, au ca istorie, așa, e acel experimentul Cyprus, i-au zis ei, în care au făcut un experiment și au spus pe insulă numai de ăștia deștepți, alfa deștepți. Și mureau de foame, au salvat, trebuie să-i salveze, înțeleg, pentru că, bun. Deci, iată o propunere de distopie, care de fapt tu o vezi ca distopie, te îngrozește, da? Dar autorul ei... Păi, mulți au luat-o ca manifest pentru libertate, manifest ca mulți așa au văzut, neștiindu-i originea lui Aldous Huxley. Da, nu știau, au luat-o nu ca un proroc, ca un, știi? El a avut așa o capacitate de asta profetică, nu știu cum să o numesc, pe care a avut-o Orwell. Pentru că asta e diferența de intenții a lui Orwell și a lui Huxley, mi se pare interesant de pus în paralel. Într-un anumit sens de cunoaștere și, dacă vrei, de capacitate profetică, pentru că Huxley știa. Adică el, de exemplu, nu știu cum zic, el era în lumea aia, el era prieten cu Haldane, de exemplu, ăla care a inventat inseminarea in vitro. Ei erau prieteni acolo, cum înțelege că el lucrurile nu le-a inventat el. Cum, de exemplu, two-way television, ăla, cum se chema, televizorul din camera lui, da, din 1984. Aia e o profeție, zic că e invenția lui Orwell, nu exista. Orwell nu știa lucruri de astea, el nu era un insider. Înțelegi? E diferit din acest punct de vedere. Și ok, adică el nici nu-și propunea asta, ci li vedea profetic ca niște pericole. Pe când Huxley, de exemplu, mașina de produs oameni sau laboratoarele astea în care se produceau bandă rulantă copii, era o chestie programatică, nu era o chestie profetică ca un semnal de alarmă.
Măsura în care el susținea toate aceste lucruri, nu e foarte, ar fi greșit să spui el susținea, dar avea o, el era în supa aia, în grupul ăla eugenist, fratele lui Julian, care ulterior avea să fondeze UNESCO, a fost președintele societății de eugenie. Wells era eugenist. El însuși, Aldous Huxley, susținea sterilizarea, considera că 95% din nu, 99,5% din populația planetei sunt niște idioți. Ei proveneau, de asemenea, istoria lor de grup, de familie, de moștenirea lor și genetică, nu? Dar și intelectuală, era una, adică ei sunt din grupul Darwin. Da? Îl ai pe Erasmus Darwin, dacă poți să-mi permiți să fac acum o mică istorie. Te rog, de fapt, chiar e bine, da. Deci Erasmus Darwin, bunicul lui Charles Darwin, a fost din grupul ăla care se chema Lunar Society, societatea lunară, da? care este creditată cu declanșarea Revoluției Industriale, nici mai mult, nici mai puțin. Toți prin Royal Society, niște iluminiști din ăștia, oameni de știință și businessmen, industrialiști, da. Cum era, dar în măsura asta era totuși de mult. Și se întâlneau, se cheamă Lunar Society, afli de pe Wikipedia, că poate să trece prin capul ceva ocult sau ceva și n-aș vrea să... Pentru că ei se întâlneau în serile cu lună ca să nu cadă în gropi, pe întuneric, când se întorceau acasă. Atât. Înțeleg. Zic. Și ei, între timp, ei voiau să importe în Anglia Revoluția franceză, acțiunea se petrece în anii aia. Și au fost întrerupți de o intervenție populară, inopinată, tradițională, furci topoarele, dași puțin foc. Și n-au mai importat revoluția asta, dar au făcut-o pe industrială, adică o revoluție totuși au făcut. Bun. Acest Erasmus Darwin, care a scris și el, e un fel de precursor al propriului nepot, Charles Darwin, pentru că el a fost cu Survival of the Fittest, supraviețuirea celui mai. Și a identificat exact care sunt omul, trebuie să aibă ce să mănânce, sex și nu mai știu dacă mai... și să frica, mai era cu frica, nu știu, de avea trei din astea, adică ceva foarte... Omul era eugenic, la letră, și știa exact cum, și era ca un mecanicism așa. Bun. Acest, în Lunar Society era și Samuel Galton, care era un mare industriaș, care era perfect în disonanță cognitivă, atât mare producător de arme, cât și Quaker, care era pacifiști. Deci, și ei s-au prietenit, s-au înscrit și au făcut copii. Și ajunge la nepoții lor, care sunt remarcabili doi din ei. Charles Darwin, de care m-au auzit cu toții mai mult de la cazul, și celălalt nepot, erau veri cum ar veni, Francis Galton, care a inventat eugenia. Amândoi erau maltusieni, da. Și Francis Galton era convins de geniul lui până peste măsură, deci se considera absolut genial. Și a inventat eugenia, a făcut prima societate eugenică, a făcut o grămadă de măsurători din astea, măsura capete la oameni, un pic nazist așa, avan la letră. Și a fost coleg de altă societate secretă revoluționară cu Thomas Huxley, bunicul la cei doi Huxley de care vorbim noi acum. Iartă-mă, fac aici, dar e adevărat. Cred că e foarte interesant să vadă că există o tradiție concretă și de sânge și de idei și de... Da, fără discuție. Și deci cei ăștia, Thomas Huxley, buldogul lui Darwin, numitul buldogul lui Darwin, așa, el și-a spus așa, i-a plăcut lui mult, n-a prins în timpul vieții această poreclă. Trebuie să moară ca să vrea, lumea n-a... Așa, el era în acest Club X, care avea avut tot timpul 9 membri, pentru că pur și simplu nu mai era nimeni suficient de genial ca să li se alăture. El și Galton și încă alții, până la 9, strict. Și care, practic, ei voiau să
Au făcut primele eforturi, nu primele, că făcuse așa și înainte, și acea Lunar Society făcuse, dar aici bun, lumea evoluase un pic, era la o generație după lansarea Revoluției Industriale, lucrurile erau mai complexe, venise un pic modernitate, se apropia modernitatea. Nu? Și ei voiau să au creat o curiculă, dacă vrei, informală de viziune despre lume pe care trebuia să o aibă populația. Trebuia să fie amestecată cu religie. Înțelegi? Știința amestecată cu religia. Biblia trebuia, de exemplu, și religie aici? Oarecare. Poftim? Era și religie aici? De ce era o chestie religioasă? Adică, bun, știință înțeleg, dar de ce era o chestie religioasă aici? Păi nu se poate fără, pentru că dacă oamenii continuau să rămână religioși, mai ales creștini practicanți, nu acceptau că omul vine din maimuță, de bună seamă. Înțeles, la primă măsură. Ei toți erau susținători ai darwinismului. Da? Și de apoi acest Thomas Bulldog Huxley are acești doi nepoți, pe Julian Huxley, care a fost președinte al societății eugenice, care a fost unul dintre cei mai mari promotori ai transumanismului, care a fost fondatorul ONU, eugenist și el până la capăt, și Aldous, care este autorul minunatei Lumi Noi. Mama lor, mi se pare un detaliu interesant, era una din fetițele pentru care, mă rog, care l-a inspirat pe Lewis Carroll să scrie Alice în Țara Minunilor. Doamne, ce conexiuni. Deci am băut un pic, ca să nu zic mai mult. Da. Și atunci, da. Bun. E, și deci asta era supa în care exista Aldous Huxley când a scris el Minunata Lume Nouă, și plus Russell, bineînțeles, erau prieteni cu Bertrand Russell, frasul mai ales, erau în această avangarda eugeniei, erau interesați de noile metode eugenice, discutau și cu americani pe tema asta, inclusiv propuneri de genul să se facă niște bănci de spermă de la bărbați geniali, toate astea. Acum, el a scris Minunata Lume Nouă, așadar, parțial era limpede că niște lucruri de acolo el chiar le credea, de exemplu, disprețul lui pentru cultura populară era absolut complet, mai ales americană, că de-aia numește Ford, Annie Ford. Și îi se părea, cum zic, dezgustător de vulgar, și atunci cumva anumite lucruri știm că îi displac acolo, un anumit tip de consumerism, înțelegi? Dar nu tot ce e acolo. Și asta este primul exemplu la Huxley. Această Minunată Lume Nouă, am făcut-o un ocol mare. Dar el a mai scris o carte, ultima pe care a scris-o înainte să moară. A fost publicată în 62, la mult în 63, în aceeași zi cu JFK, dacă nu știi. El a da. Și care, Insula? Da, Insula. Care este propusă ca utopie. Și eu, decât în utopia aia, mai bine... Deci pentru mine e distopie. Este și acolo se iau droguri. E exact cum se ia Soma în Minunata Lume Nouă, ca să-i potolească pe aia să fie satisfăcuți. Aici e Moksha, care pe insula Pala, aici din romanul Insula, care este Moksha, e un cuvânt din, nu știu, hinduism, care înseamnă eliberare spirituală și de toate felurile. Și o iei pe aia și faci foarte mult sex tantric, care îți rezolvă absolut toate problemele. Da? Eugenie pe insulă, de asemenea, nu numai bănci de spermă cu genii, de la genii. Copiii nu sunt crescuți în familie, sunt crescuți în niște cluburi de adopție reciprocă. Dar el o prezintă pe asta ca utopie. De aia spun, când vorbim de utopie, distopie, complicat. Depinde unde te plasezi, da. Dar există, uite, o filiație inclusiv ideologică, maltusianism, eugenism, transumanism. Huxley, Julian Huxley, cred că e cel care a folosit prima dată sau printre primii cu termenul de transumanism. Da, am verificat și nu e chiar primul, dar da, și unul dintre cei mai mari promotori în orice caz, da, absolut. Absolut că da. Și dar vezi bine că e un fir roșu care poate fi urmărit prin personaje. Lumea asta este extrem de mică. Îți mai pot da exemple cât de mică. Adică H.G. Wells, de exemplu, mie îmi plac bârfele astea, știu că nu-i frumos, dar H.G. Wells a avut foarte multe amante.
multe, nu înțeleg, enorm, nu știu când am mai apucat să scrie, că aș fi scris foarte multe cărți, era extrem de ocupat. Și el, printre ele se numără Margaret Sanger, care a fost fondatoarea la ce e azi Planned Parenthood. Da. Da, asta, Planned Parenthood, adică nu s-a oferit niciodată să-și arate eugenismul. E în strictă legătură cu asta. Știu că cred că tata domnului Gates, domnului Bill, era implicat în treaba asta și era unul din... A fost în board până târziu, când era și în fundație, co-founder, în fundația Bill and Melinda Gates. În 2020... Planned Parenthood a abandonat-o pe asta pe Sanger, cumva, în sfârșit, pentru că, nu știu, a fost ceva cu rasismul, că era rasistă un pic. Pentru că eugenia la vremea aia era foarte lipită de rasism și de elitism, adică cei nou sub soare. Dar privea clasele inferioare, săraci, deci numai că, cum să spun eu... Asta în ce perioadă era? Când era Sanger. Totul este, tot ce spun eu aici, lăsându-i la o parte pe ea bătrânii, este fan de siecle și primele decade ale secolului 20. Dar au existat în America, adică Galton, societatea eugenică în Anglia, care îi purta numele lui Francis Galton, inventatorul acestei eugenii, vărul și marele admirator al lui Charles Darwin. În 1907 s-a constituit, cred, dacă îți mi-aduc aminte bine datele, peste ocean, în America se făceau deja acțiuni de astea de sterilizare. Adică aveau și ei, chiar dacă nu se folosea cuvântul eugenie. Și extrem de interesant, două lucruri. Galton, inventatorul eugeniei, a scris o utopie, pentru că aceste două filoane, pe mine mie mi se pare extraordinar, aceste două lucruri au mers întotdeauna mână în mână, sunt două filoane care se împletesc. El a scris o utopie, pentru că deci se face eugenie așa, de ce o faci? Faci ca să reformezi lumea, să fie mai bine, nu să fie, nu, că tu crezi că e bună. Și de altfel el spunea că trebuie să fie religie mondială, spunea Galton, religia lumii trebuie să fie eugenia. Și a scris o utopie care se cheamă Can't Say Where, foarte original, și pe care a lăsat o moștenire și nepoată s-a aruncat jumate la foc, era plină de măscări sexuale și a păstrat-o, dar ceva s-a păstrat, ca să zic, vreau să mă pronunț, dar așa rezultă din că ea, femeia, a aruncat-o pe foc. Dar am păstrat, e destul încât să știm cât de prost scria și cam ce îi bântuia lui imaginația în materie de eugenie. Și asta era, deci, el a murit prin, cred, 1911. În Anglia s-a dat legea, nu mai țin minte cum se cheamă, Mental Deficiency Act, legea idioților, se spunea popular, în baza căreia au fost închiși în lagăre, basically, vreo 65.000 de oameni delir. Iar în state se făcea mai rău decât segregare, se făcea sterilizare. Deja. Și un alt aspect foarte interesant, că zic că au mers mână în mână, în aceeași perioadă, fan de siecle și începutul, până în primul război, bine, au continuat și după aia, dar a fost o concentrare foarte mare de comune utopice. Avea să cunoască un reviriment tipul ăsta de așa în anii 60 cu hipioții atunci. Și aia cu altă scaclă, mergem și acolo. Și erau comune care practicau eugenia, diverse forme de control al căsătoririlor, al reproducerii, mai ales în America. Foarte multe. Oneida e una foarte celebră. Da, foarte ciudat că, adică, eugenie de stat e cunoscută, Germania nazistă, e cunoscută ca o promotoare a eugeniei de stat. Asta în conștiința comună sau în opinia publică. Mai puțin cunoscut e că Hitler era foarte recunoscător Americii și Marii Britanii pentru aceste idei.
pentru aceste idei. Deci ele sunt mult mai vechi. Dar de ce anume nevoie? Adică cum să tot împletesc chestiile astea? Utopiile sunt eugenice. Adică de ce utopiile au această nevoie? Mi se pare criminală, nu știu, poți să-i... Ca să mi se pare criminală. Păi pentru că omul nu e perfect și tu nu poți să faci societate perfectă cu omul imperfect. Asta cred, e foarte simplu ar trebui să fie. Dar este o, aici cred că poți să spui tu de ce este asta o problemă spirituală. Pentru că aici poți să spui tu de ce nu poți să faci utopie fără intervenție divină. Sunt niște oameni, nu? E ca la vite, îi selectează acolo. Deci de ce nu poți să faci utopie cu omul căzut? Că nu știu, nu vreau să mă bag în zona asta. Vezi, termenii ăștia utopici, știi, ar zice cineva, domnule, creștinismul este o utopie, că și el vorbește de omul nou, că și el vorbește de îmbunătățirea, nu-i așa, omului. Mai că ăștia au luat-o cu îmbunătățirea lui genetică, prin selecții cu intervenție umană sau prin unirea cu mașina în transumanism. Asta e îmbunătățirea. Și dacă mă întreb pe mine, eu ți-aș spune că... Da. Cum? E raiul pe pământ. Da, e raiul pe pământ. Toate, exact, utopiile toate sunt raiul pe pământ, sigur. Numai că în final sfârșesc ca iaduri toate. Tocmai pentru că ele mai muțăresc creștinismul. Creștinismul nu este utopie. Singura diferență între... Adică dacă am dat niște asemănări care par utopice între creștinism și aceste utopii, diferența ar fi libertatea individuală și agentul creșterii umane. Acolo este unul transcendent, adică Dumnezeu aduce omul, îl ridică, și aici omul ia bisturiul și îl umblă în codul genetic și îl îmbunătățește el cu șurubelnița, ca să spun așa. Pe când din coace e vorba de... Adică toate vorbesc de o depășire a firii umane, dar depășirii spre ce? Spre unirea asta cu mașina, în cazul transumanismului, așa, sau în sfințenie, în a te sfinți, a deveni... Ei, transumanismul vedem că produce monștri sau măcar mutilează oameni. Pe definiție sunt monștri. Dacă o mai fi, că nu știu, definiția la monstru. Da. Deci depășirea asta prin transumanism a firii umane duce la monstruozități și la crime și la mutilări. Și în schimb, pe sfinți, depășirea asta propusă de creștinism duce exact la sfințenii, sfinți care se văd, se cunosc în toată istoria și în prezent. Adică asta ar fi diferența între cele două. E tot pornește de la o invidie demonică a omului pe Dumnezeu creator, care poate da lucruri care îl să depășească, să autodepășesc. Da. Asta, deci de asta să înțeleg că utopiile sunt eugenice și criminale. Așa interpretez eu. Cum să spun, în primul rând că mie mi se pare sincer frapant de repede. Totuși, adică repede, și erau feri. Adică vine Darwin și zice: domnule, putem să facem, de fapt noi nu provenim din, nu suntem creație divină, uite aici niște animale. Era un punct în care știința, cum era la vremea aia, oricum cunoștea niște dezvoltări. A fost așa ca o explozie de idei. S-au simțit eliberați de limitele creației, de toate limitele etice, de ce vrei tu, de limitele de viziune despre lume, da? Și au început imediat cu știința, și au început și cu in vitro. Și gândește cât de repede s-a întâmplat. Și instantaneu, după ce a apărut, au și formulat conceptul ăsta de eugenie, s-au gândit: schimbăm lumea. Și eu întreb, dar ce m-am dat? Că pe cuvânt, pe mine, unde eu sunt copil de proletar, mi-e mai greu așa să mă gândesc. Dar cu ce m-am dat? Adică, îți dai seama cât de mandatați se simțeau să facă asta, cât de îndreptățiți, cât de legitimați? Au în urma lor niște bunici, care unii au făcut revoluție industrială, pe care acum strănepoții lor încearcă să o repare, că înțeleg că avem o problemă pe planetă, am stricat mediul. Cu ce? Cu revoluția industrială făcută de bunică sau străbunic, da? Și după aceea,
În familie. Păi, și așa. O propun pe asta, ultima, a patra, nu sau a cincea, câta? Da. A patra, așa, și revoluție industrială. Îi ai pe aia care fac revoluția cu luna, cum știu, și după aia îi ai pe aia care împrăștie în populație o anumită viziune despre lume care să permită și mai înțelegi, sunt alte revoluții de gândire. Totul mai face așa revoluții și ei se simt îndreptățiți să mai facă o revoluție. Adică nu au nicio problemă să mai facă o revoluție. Sunt absolut păi revoluția e continuă. Revoluția e continuă, da. Asta e caracterul ei al revoluției. Trebuie să fie... Da, da, da. Uh-huh. Și sunt dar, mare... Scuză-mă. Zi. Da, da, da. O chestie așa din... pe care o observ în, este o constantă în istorie pe care o rezumă foarte bine Dostoevski într-o frază. El spune, dacă Dumnezeu nu există, totul e permis. Uh-huh. Și ei și-au asumat-o asta, ei au demonstrat, să zic așa, și-au demonstrat lor că Dumnezeu nu există și atunci totul e permis. De la bunicul Darwin, zic așa, de la toate astea plecând. Bine, lucrurile sigur sunt mai vechi, ei sunt scriu într-o tradiție, dar ce vreau eu să știi ce mi-a plăcut foarte mult în articolele tale și în seria, de exemplu, despre JFK. Faptul că ai arătat așa ca într-un mozaic niște conexiuni greu de explicat, dar ele sunt date și fapte, adică cu anumite elemente oculte sau... cum să le spunem, exoterice, cum să le spunem la astea, elementele astea care au fost, au însoțit mereu aceste utopii, adică deși ele sunt făcute cumva în numele științei, ele au o componentă mistică de o natură dubioasă, ciudată, cum vrem să-i zici, și asta mi se pare interesant. Este știința, și în cazul ăsta al utopiilor și a eugeniei? Absolut. Păi știința aici este instrumentul prin care tu ajungi să te faci Dumnezeu. Uh-huh. Deci omul este un Dumnezeu în devenire cu ajutorul științei. Adică așa, ca să simplific, fantastic. Acum, cum faci tu cu populația aia care e credincioasă și ei iau act că trebuie să existe credință? Iau act că oamenii au nevoie, dar nu religie. O numesc spiritualitate, o practice acasă. Deci relegare în public, nu, nimic, ai prea multă putere acolo, presupun. Și în orice caz nu religii de-astea, ca în creștinism, nici islam. Nu. Spiritualitate. Și în spiritualitate acolo tu te deifici. Eu sunt niște forme diverse de gnosticism, ca să folosesc un cuvânt foarte acoperitor aici. Presupun o gnoză, o iniție. Mm-hmm. Și aici intră, deci nu există nicio problemă, nicio restricție. E un compozit imens. Șamani, sataniști, teozofi, bahai, nu știu, Gaia, neopăgânism, tot poate fi, poate intra acolo. Tot. Pentru că trebuie să fie acest oneness cu lumea. Da. Dar de fapt e o revenire un fel la, de, nu știu, să nu zic vreo prostie, Prisca teologia, da? Deci zic că este cea mai veche religie care spune că există un singur Dumnezeu, a existat întotdeauna. Sunt niște manifestări diverse în diverse culturi și în diverse zone și în diverse momente de-al parcursul istoriei, dar este aceeași, noi suntem una și nu are rost să ne organizăm așa la modul ăsta. Discutăm, da, ne inițiem și avem tot felul de revelații și facem, nu știu, în cazul lui Huxley, că îi plăcea lui sex tantric, sau luăm droguri, că și asta îi plăcea lui. Ai tot felul de forme în care poți să te săruți cu copaci, faci ce... Da, nu cu creștinism, că acolo e o problemă, pentru că tu nu poți să devii Dumnezeu acolo. Nu poți. Sau ce puțin nu așa, adică niciun caz nu prin... Da, și cam da. Mi se pare interesant că ei sunt potriva acelor religii, să le zic așa, care au și mistica lor. Vezi că acum, de exemplu, în prezent, din păcate, catolicismul e foarte mult religie structurată și prea puțină mistică, să zic așa. Are o, da, are o componentă foarte administrativă.
Foarte. Oricum a făcut foarte multe, nu știu, compromisuri, să le numesc deja. Da. Un aggiornament, așa, nu știu ce, dar un pic cam mult. Dar uite, sunt religii acceptabile pentru ei, care hinduismul, de exemplu, sau budismul. Ce pare, mi se pare mie așa, elementul de diferențiere este că religiile care acceptă ideea evoluției umane, că omul evoluează fără intervenție divină, evoluează el, adică există evoluție, pentru că trebuie să existe în oglindă cu evoluția lui Darwin. Trebuie să există o evoluție a conștiinței. Și aici sunt un milion de nuanțe până când plecăm de pe planetă. Adică sunt toate. E un ecart imens de tipuri de astea de evoluție. Dar trebuie să fie evoluție. Să se accepte că omul poate evolua până la postuman. Indiferent prin ce mijloace, cu, nu știu, cu tehnologie, știința întotdeauna este acceptată. Adică fără discuție că da. Acum, în formele lor autentice, eu nu știu, budism și hinduism, știu că au fost gânditori de la ei și, nu știu, mistici de ai lor, care au protestat la așa ceva pentru că s-a înțeles prost în vest. Și inclusiv doamna, Madame Blavatsky, a primit o nota 3 de la un destamare de la ei de acolo când a citit de la Secret Doctrine, a zis ferească Dumnezeu și nu așa. Dar așa s-a ajuns, s-a făcut o chestie foarte, foarte sincretică și întreaga idee este să se accepte această evoluție. Dar sunt foarte tema asta, iartă-mă, să fac o anecdotă. Mi-a plăcut mult chestia asta, apropo de liberalizarea asta a misticii orientale sau democratizarea ei, nu știu cum să-i spun. Apropo de yoga, la un moment dat Mircea Eliade, când merge în India, întreabă profesorul lui, vrea să întrebi în profunzime despre yoga, că el făcea cartea respectivă, că o aș scris-o, și vrea să vadă practica de aproape, din interior. Și a zis, yoga aici? Unde? La Calcuta? Nu, tati, yoga e în nord, în munți, acolo yoga. Știi, și acum știu că sunt... Da, sunt de yoga și în, nu știu, poate și în Suceava sau, știi, da, sunt la... Da, adică, îmi dai seama că au disciplina, nu. Da, mă rog, eu nu mă pronunț pe... Da, au și contribuit cumva la răspândirea asta, pentru că au avut niște personaje extrem de importante ale căror nume nu le găsesc pronunțabile pentru mine și nu vreau să le pronunț, că nu le știu așa, da. Mai bine, nu? Mi se pare interesant. Da, e chestia asta că ei practic adică yoga au fost un sau yoga, chestia spiritualitățile astea orientale au fost un vehicul foarte bun. Le-au ales pentru că le-a convenit. Cei care știau despre ce vorba, spunea, domne, nu-i locul lui acolo. Noi ăștia cu cariera noastră, lasă-ne eu acolo în munți din nordul Indiei. Acum ce se întâmplă cu chestia asta, e tocmai pentru că e convenabilă, e adogmatică, să spun, sau a devenit adogmatică luând-o aici și nu mai are nu mai are răspundere morală în fața, nu ai o oglindă a dogmei sau a unui lucru solid, consolidat într-o tradiție de gândire. Deci ai o spiritualitate fluidă. A fost extraordinar de atractivă, adică s-a lansat așa mai tare, practic, prin teozofia, prin Elena Blavatsky, care a făcut. Dar asta nu a fost de masă, de elite, nu a fost o chestie, nu a fost o chestie de masă. De elită. A fost de elită. Uh-huh. De elită, dar toate au fost de elită. Transumanismul e de elită și New Age-ul în mare parte a fost și sunt în general de elită. Crowley nu vorbea cu toată lumea. Adică normal. Astea toate pentru că sunt cu inițiere. Înțelegi ce spun? Este masă. Și tu, ca să ajungi acolo să te inițiezi, este să te ia cineva, nu? Adică nu e pentru. Mai da, vezi că se întâmplă și niște chestii asta de masă. Adică da. Nu știu, fenomenul hippie sau fenomenul untold sau. Adică există o chestie, o aducere pentru mase treaba asta și se folosesc așa numite, așa niște inițieri de grup sau de
industrializate, așa, automatizate prin aceste mega. Da, dar pe măsură ce populația e procesată, pentru că tu o procesezi populația, nu se putea face. Este un autor american pe care îl cheamă Michael Hoffman, care printre foarte puțini care scrie despre asta. Și care spunea la un moment dat că, mă, dacă ăștia făceau, mai știu ce, orice din toate astea, în evul mediu, nu supraviețuiau o zi. Îi lua lumea cu furcile și cu topoare. Deci societatea e foarte procesată. Între timp s-a procesat, pentru că iar această procesare s-a făcut cu planuri foarte detaliate, publice. Nu e nicio conspirație. Da? Prin UNESCO, inclusiv. Pentru că în momentul de față citeam undeva, și cred că e mai vechi chiar documentul, ONU are 58.000 de ONG-uri afiliate. Eu știu cine le face, că știa asta bine întrebarea cine s-i ei. Păi, nu știu, caută pe între 58.000 de ONG-iști și cine s-i ei. E o rețea imensă, da? Deci ei, ăsta Huxley, Julian Huxley, recomanda clar în documentul fondator al UNESCO: domne, trebuie educație clară, nu facem așa, populația trebuie să înțeleagă evoluționismul îl poate înlocui pe Dumnezeu, e foarte o doctrină foarte bună, e perfect, foarte bine poate să funcționeze. Îți dă un sens al vieții, o înțelegere completă a realității, e perfect. Și trebuie neapărat făcută educație permanent, da? OMS, la fel, prin Brock Chisholm, ăla, cum îl chema, care era psihiatru și care spunea: domnule, trebuie să scăpăm odată de conceptele astea de bine și rău, că ne schilodesc mințile, nu pot să intervin cu știința să fac o treabă ca lumea, nu pot să fac nimica de el. Mai evoluăm și noi, vorbesc serios, ăsta e ăla care se lua de Moș Crăciun. Nu știu dacă știi de... Se spunea popular ăla cu Moș Crăciun. Adică tâmpitul care a spus că na, copilul care e învățat acasă de Moș Crăciun. Moș Crăciun este o ofensă nu numai la adresa științei și inteligenței, ci și a păcii pe pământ. Moș Crăciun, mă. Pentru că este supranatural și copiii nu trebuie, deci trebuie desființate aceste sau modificate complet instituțiile numite familie, școală și religie, pentru că sunt sursa războiului. Îi învață pe ea numai, adică sunt naționalismul, orice fel de loialitate față de familie. Astea sunt documente oficiale. Adică eu nu biografii scrise acestor oameni, am scris că, da. Deci ăsta a fost primul director al OMS. Și știi că mai este și o organizație care este psihiatrică, de asta mentală. Ăla venea de la Tavistock. Gândeau cam la fel, adică RIS îl chema. Deci și ei spuneau la fel: trebuie să prevenim cauzele războiului. Cauza războiului este educația asta religioasă în familie, loialitatea față de nație, față de familie, față de tradiție, astea trebuie absolut distruse ca să putem să facem ce trebuie. Și ăsta RIS, care era tot psihiatru și care ăsta a fost cu organizația cu sănătatea mentală, ăsta voia niște trupe de șoc de psihiatri textual. Care să meargă, în primul rând, să aibă un plan foarte clar pentru fiecare categorie socială, că și nebunii, știi, sunt pe categoria. Adică și să se ducă și să rezolve, dar fără să facă referire la lege și să aibă mandat absolut. Nu ai psihiatri puteau face asta, ca să rezolve problemele mentale ale lumii, că aștia te fac război. Dacă Moș Crăciun e terorist internațional, dai seama, da? Deci, da, ăștia sunt oamenii care au pus fundații. De-aia eu am crezut că e o glumă sloganul ăsta, omorâți-i pe extremiști. Se pare că e real, adică el avea, adică ăștia, omorâți nebunii toți, dar și dați-le mandat psihiatrilor, adică e clar că trebuie să vină salvarea Nino. Da. Păi auzi de drapetomanie? Suntem fix în drapetomania zilelor noastre, știi ce mai țin minte? Nu, drapetomania era o boală, nu era nicio boală, bineînțeles, dar era, ziceau ei, că era boală, zicea cine? Stăpânii de sclavi din sudul american ziceau că sclavilor care fugeau din sclavie sufereau de ceva la cap. Se chema drapetomanie.
Seriously. Era considerată o boală psihică. Nu pot să înțeleg de ce fugi. De ce fugi? Stai aici pe plantație, sigur. Pe spinare, puteam să-ți dau 10, ești prost. Adică, da, drapetomanie. Și deci, drapetomania zilelor astea, și cum să o conumesc, ați paranoia aia, că am scris printre articolele scrise de mine, sunt și două despre teoria conspirației. Unul dintre ele despre un ghid al lui UE care ne spune cum să le deosebim. Și acolo se fac aluzii așa la paranoia. Și eu mă spune, fiind orice, deja cred că e limpede pentru foarte multă lume, este orice nu se potrivește cu discursul oficial. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult o bucată, nu știu că am acoperit, că era foarte mare document, nu știu că am acoperit un articol în care le spunea la oameni normali, care da, își dau seama, și care se întâlnesc cu un conspiraționist și le spune cum să se poarte cu el, efectiv. Un ghid, da. Un pic bolnăvior, adică tu trebuie să ai grijă, știi, parcă e incredibil. Tu trebuie să ai grijă, trebuie să vorbești frumos, trebuie să nu intri în conflict, să nu îl stârnești, îți pierzi mințile. Eu personal mi le pierd, pur și simplu. Deci da, și atunci, nu știu, astea sunt datele, adică, și repet, sunt, nu le-am, sunt, nu e conspirație, sunt acolo. Eu nu zic că toată lumea din aceste organizații, pe toată durata lor de existență, a gândit la fel. Dar când văd ce văd, mă gândesc că bă, niște idei au mai rămas, nu știu, au mai supraviețuit. Da, pentru mine oricum am fost foarte uimit când am realizat, așa, când m-am uitat în manualele copiilor. Când într-o țară care se vrea creștină, cel puțin în referent statistici, nu știu, 92% sau nu știu cât creștină, sunt vreo 3 sau 4 obiecte în care se predă darvinism încă, în continuare. Știi, în formatul ăsta, adică știu că la geografie este treaba asta, la biologie, bineînțeles, și cred că și la istorie. Aici, sincer, aici ăsta mi se pare pierdut, Mircea. E pierdut de mult. Bun, dar tu îți dai seama că era o elită și acum e o chestie pe care învață copiii, din toți copiii dintr-o țară? Dar stai să vezi ce învață copiii. Cum? De ce zici că mergi pierdut? Foarte veche asta. Adică asta eu nu mai văd cum mai poți să te tragi, pentru că deja a intrat în, cum să spun, e ca și cum ai spune, bun, în cazul cel mai fericit, spui, învăț și dogma teologie adverse, că da? Da, deci, da. Nu există nimic, e ca Big Bang. Există exact atâtea probe câți îngeri sunt pe un vârf de ac. Deci învăț și teologie adversă pentru că e derulaj, e fantezia derulaj. Din această fantezie derulaj se trage știința, nu se trage totuși atunci cumva copilul trebuie să fie conștient, când zic eu, trebuie să fie informat, că dacă nu trebuie să fie adevărat, nu știu, asta e altceva. Dar el trebuie să afle de asta. Și de aia zic că meciul e pierdut, nu poți să scoți, pentru un moment cel puțin, până când poate se trezește cineva și înțelege. Dar ăsta mi se pare, numai că asta nu este un atac care e direct din punctul de vedere al unui adult care înțelege. Atacul direct însă pe care un copil îl înțelege este atacul direct la religie și la Dumnezeu, pe care îl găsești, de exemplu, în ceea ce se cheamă World Core Curriculum, curicula de bază, centru bazală a întregii lumi. Există așa ceva. Așa, și cine a creat asta? Am mai discutat cu tine de asta. Cine era inițiatorul? Ăsta este unul pe care îl chema Robert Mueller, mare, mare birocrat în ONU, a fost și assistant secretary general la un moment dat, dar vreo 40 de ani a lucrat în ONU. El, pentru acest produs al lui cu curicula asta, a luat și un premiu de asta de la ONU, o persoană extraordinar de importantă creatură în ONU, acest domn, care e adept, era din tot ce a făcut el rezultă, al lui Ellis Bailey, moștenitoarea societății teozofice din America. Deci sunt mai multe legături între teozofie, între gândirea de felul ăsta într-o mistică seculară sau cum să spunem, și ONU. Adică ONU are această...
teoria teozofiei convine în ONU, pentru că ea vrea o singură religie a întregii omeniri. Teozofia spune că există niște ascended masters, că există o ierarhie înaltă cu figuri care, printre care se numără și Isus. Acolo mai Lord Maitreya, Buddha, nu știu pe toți, care ei stau așa ca într-o șambală undeva și comunică prin niște mahatme sau mahatme, chiar eu nu știu exact, mahatme asta înseamnă un fel de master așa. Și dai revelații. De asta zice ție în cap, cum i-a zis lui doamna lui Helena Blavatsky, care are o totuși o latură comică, femeia trebuie să o apreciem. Știi că a fost călăreață la circ, nu? Nu știam. Deci eu când am aflat am vrut 3 zile. Asta e cu White Brotherhood, chestia asta, da, da. Nu? Cu credințele astea, cu iluminatii. Nu știu dacă era chiar, dar seama White la ea, că sunt atâtea ramuri și rămurele de, bun, ăștia comunică ca în cap. Da, bine, ea și ei trimitea scrisori. Mahatma ei trimitea scrisori, ei, în particular, care se precipitau pe... Să dai cu hârtiuța și pac, apărea scrisul. Bine, sigur că au fost suspiciuni de fraudă și chiar niște scandaluri, dar și ăștia vin și îți zic, adică tu ai niște revelații. Și acum eu întreb Robert Mueller. Robert Mueller, dacă el era doamna Blavatsky și se ducea la el acolo în India sau la Londra, pe unde a mai stat ea și mai... Da, ok, râdem, glumim, credem, facem ce vrem. Acest om crea o curiculă pentru întreaga omenire, adică o singură educație, o singură guvernanță, o singură, da, ce mai e. El vorbește cu Dumnezeu în textul lui, trebuie să intri pe site-ul lui să vezi. Zi la propriu și așa, God, două puncte. Felicitări, Robert! Felicitări, Robert, că ți-ai scris pe hârtie în sfârșit cele 4.000 de idei. Îți dai seama că deja suntem la pagina 6.000. Știi cât muncești? Asta vreau. Și acolo el răspunde. Zice, ai, adică eu, Robert Mueller, God, sunt încă nemulțumit de mine. Știi? Adică modest. Mare este modestia. Și eu mai am încă 1.000. Mie îmi zicea să se facă rău de la lingurică și alta nu. Și le începe și și găsește acolo toate ideile, cu o nouă, toate ce-i trece prin cap. O nouă biologie umană. Când am dat de asta am făcut 6 X-uri cu creionul. Zic, mamă, o nouă biologie umană. Deci avem de toate. O nouă ordine mondială. Totul să fie. Și el a făcut niște, o curicula asta care se pare, nu pot să verific asta, n-am apucat să verific. Dar sunt oameni neliniștiți până în America, ăștia mai sănătoși, nu știu, n-am, creștini, nu știu cum se numesc, oameni care erau unii până în Oklahoma, au făcut un site, au zis, nu se poate așa ceva, de fapt din această World Core Curriculum se inspiră curicula cam în corul nostru la americani. Și copiii în clasa întâi încep să învețe chestii foarte relativiste despre religii. Și despre, adică la, nu că Darwin, că poate copilul nu face legătura în clasa 1, dar cu, le spune direct că e un singur Dumnezeu, că și la ăia și la ăia și la ăia e la același Dumnezeu. Și foarte interesant că acum au un concept care se numește, nu știu dacă ăsta l-a apucat, deși a trăit mult, cred că a murit prin 2015 Mueller ăsta, care, apropo, trebuie să menționez, a fost și președinte pe la YMCA. Creștină. Young Men Christian Association, ăștia, nu? How is that even possible? Pentru că el era ok. Deci așa, mă rog. Și această curiculă are niște dimensiuni astăzi care se numesc transformative learning sau education, educația transformativă. Care se ocupă cu cetățeanul global, gândire globală, sustainability, mediu, cu pământul care ne suportă pe noi, cum suntem prea mulți, cu tot ce îți poți imagina este în această, în această educație transformativă de care se ocupă UNESCO, adică nu cineva într-un colț de stradă, UNESCO. Și care am aflat cu dezolare, efectiv mi-a trecut toată energia, am zis nu mai vreau, este educație pe tot timpul vieții. Oh. Credeam că am scăpat. Mergem înapoi la școală, mergem la grădiniță înapoi.
Tu trebuie să știi de ce, că nu mai au răbdare, asta am înțeles eu, pentru că era acolo și spunea: domnule, nu, ok, cu ăștia bătrâni, da, nu prea avem ce face, ăștia trebuie să ai, trebuie să-i lași puțin, că ei nu prea poți să, copiilor trebuie să le spui, aveți grijă cu ei, nu le spuneți, nu chiar așa, dar asta se înțelege, nu le spuneți ce învățați voi la școală. Lăsați-i cumva să creadă că noi vă zicem de ce vă zic și ei, că sunt săraci, depășiți, înțelegi? Dar se pare că totuși continuăm să supraviețuim, nu știu, suntem resilient, că le place cu reziliența, suntem rezilient și au zis: na, na, gata, nu. Nu mai mă, gata, veniți toți, toată lumea. Deci vei fi obligat să înveți lucrurile astea. Ei îți vor pune la dispoziție, asta este teoria mea conspirație acum, de nervi, așa că m-au apucat și căldut. Deci o să fie așa, ai școală cu coană, eu ți-am pus la dispoziție. Dacă nu te comporți cum și nu înveți, e numai vina ta. Eu ți-am pus la dispoziție. Și de altfel, în asta intră și învățarea este pe orizontală. Adică ei încurajează copiii să învețe unii de la alții, nu de la profesor, să nu mai existe raportul ăla, tocmai pentru că vor să scape de aceste entități de adulți care poate au alte idei. Și atunci copiii să învețe pe computer unii de la alții. Zic. Am înțeles. Adică să rupi o legătură a transmiterii tradiției de gândire, da, și de valori. Absolut. Practic, iar asta e. Sunt obligați să facă cursuri, să se pună la zi, să discute între ei, să nu cumva să sară calul. Da, da, deci este. Îmi pare rău, documentele sunt atât de evidente și atât de clare și sunt atât de multe și sunt toate disponibile, încât nu știu unde e conspirația mea. Eu nu știu dacă ei au o conspirație. Dar eu, nu e o teoria mea, eu doar prezint ce da. Deci. În direcția asta au fost și educația sexuală în propusă pentru România. Știi că s-a propus curicula venită de la centru, să zic așa, și era propusă de OMS, de educație pentru sănătate. Pe linia asta a intrat OMS-ul la Ministerul Educației, să zic așa. Și atunci se presupunea că trebuie să discuți cu copiii de clasa 1 despre diverse practici, opțiuni sexuale. Da. Dar nu mai să discuți, trebuie să-i și arăți. Îmi pare rău. Să fie comprehensiv, să fie clar. Da. Te arăți la copil ce să facă, diverse lucruri, da, absolut, sigur că da. Asta la noi a fost scandal. Cum? La noi a fost scandalul și adică au fost petiții, opoziții, chestii și multe s-au renunțat la ele. Adică eu cred că ei încearcă și anumite lucruri așa cu tupeu și dacă nu se poate, nu se poate. Eu nu cred că renunță. Da, pot să amâne. Da. Pentru că anumite țări, mai ales în Occident, nici nu ar sta pe gânduri să accepte. Adică probabil că, adică în sensul că E atât de procesată gândirea publică și apoi sunt atât de selectați reprezentanții în acele organe sau instituții sau ONG-uri sau ce vrei tu, școli, nu știu ce, sunt selectați deja ca să accepte. Adică deja procesul ăsta a început de mult. Știi? Filtrele alea, sunt absolut convinsă că există în populație. N-am niciun fel de dubiu. Dar nu în acele zone în care se pune filtru. Da? Acum, bun, din perspectivă iarăși așa numit spirituală, că nu știu cum să o numesc, că religioasă nu e, e foarte coerent ce fac ei. Pentru că sexualitatea și eliberarea sa sexuală face parte, cum să spun, face parte integrantă din păgânism, neopăgânism. Păi în păgânism, ca și în alchimie, mă rog, un pic diferit așa, dar idealul este hermafroditul. Homosexualul e considerat, asta scrie inclusiv Eliade, un fel de surogat de androgin, de hermafrodit. Deci, și evident că în religiile vechi se dădeau niște roluri ritualice și așa mai departe. Acum ce înseamnă asta și ce să spun. Dar în orice caz are
mare. Vezi, da, că favorizarea unor ideologii de tipul ăsta prezentate mi se pare iarăși un fel de democratizare a unor inițieri. Democratizare, da, de masă a unor inițieri care erau până nu de mod, adică până în religiile vechi erau elită și private. Ei, aici sunt de masă, adică favorizarea supei de alfabet, cum îi spune eu, LGBT, X, Y și celelalte, și chiar partea asta de trans, echivalentul hermafroditului, să zic, în, numai că aici e vorba de un hermafrodit chirurgical sau hormonal indus. Nu, nu, da, nu. Dar tot mi se par inițieri de masă mai degrabă decât. Da, da, cred că sunt inițierile au una, orice organizație din asta avea, din ce mai știm și noi din ce, din cărți, sunt etape, ordine, nu știu, există o ierarhie. Adică nu orice inițiat știe el tot. Sunt trepte. Inițiarea asta de primă mână, așa că nu știu ce, este de fapt o, te face permeabil. Asta cel puțin spune Hoffman, că te face permeabil, te face să participi, ce face este că tu îți folosești de fapt liber arbitru într-o foarte măsură, în mare măsură în situațiile astea, pentru că sunt destule elemente ca tu să-ți dai seama că n-ar trebui să fii acolo, da? Tu totuși o faci și acest simt faptul de a fi dat acordul, asta te pune pe tine în marea, știi, cumva intri în zona respectivă, dar nu o să devii tu o cultă mondială, ca zic așa, tu, bun, o să te lași, nu, de fapt. Nu, eu... Inițierile astea le înțeleg ca și cum ți-ar întinde sfera asupra ta, adică te-ar stăpâni. Ca și, asta spun ca și așa, ca analizând o chestie mistică, o religioasă, nu știu cum. Ca și cum ar vorbi Eliade, să zic, dar din punct de vedere creștin, mie mi se pare ca și cum ar spurca, adică ar spurca pe toți cu o chestie de felul ăsta, știi? Și cred că, adică tot a intrat sub auspiciile unei alte mistici. Da. Este imposibil, de după părerea mea, de contestat această dimensiune în toată această poveste, pentru că se vorbește inclusiv în agenda pentru summitul ăsta pentru viitor despre regenerarea omului. Adică ai, știi, bineînțeles că cu cât mergi mai la documentele mai mari, mai vizibile, mai nu știu ce, trebuie să cauți un pic în adânc ca să vezi ce înseamnă. Eu am rămas așa, adică cum mă regenerează pe mine. Like. Deci și te uiți și vezi ce înseamnă. Și au această dimensiune. Adică, de exemplu, toată nebunia cu mediu a debutat așa mai puternic cu summitul de la Rio în 92, da? Care a adoptat Earth Charter, se numește, Carta Pământului, care, cine a organizat acolo acest summit era Gorbaciov, care tocmai se eliberase din comunism și care spunea că trebuie să se schimbe gândirea credinciosului, să nu-i faci pământului ce vrei să nu ți se facă ție. Eu zic să nu mai mergem, că mie nu mi-ar plăcea să meargă cineva pe mine. Eu zic că, nu știu, rezistăm de acum, nu am voie să merg pe stradă, că calc pe pământ, da, mă rog. Și un personaj și mai bine, ăsta, Gorbaciov. Dar lângă el, mult mai important, era un Maurice Strong, îl cheamă, care este, a fost ăsta, mentorul lui Schwab. Am scris de el un articol despre Schwab. Ăsta, ăsta e cu Gaia, cu un misticism din ăsta, cum să zic eu, cu pământul, cu... e și cu Bahai, un pic, Bahai, cum? Cu zeița, cu zeița, cu zeița, cu el este, a fost și ăsta, a lucrat în urmă foarte mult timp, a fost și ăsta secretar general, în primul rând la Rio, după aceea la mai multe conferințe de tipul ăsta, de el a fost unul dintre cei care a generat acest curent să aducem oneghiuri.
să atragem și vezi, doamne, populația, cum ar veni, că ăștia selectați de aici, avem și susținere populară, da. Iar când iar la summitul de la Rio s-au făcut ritualuri păgâne. Nevasta lui Strong ăsta, cât timp el era la ședința la summitul Rio, ea era la întâlnirea de ONG-uri. Și acolo 3 zile, în povești, au cântat, au prins focuri sacre, au cântat la tobe, au întreținut energia. Care energia era ca să se adopte acest Earth Charter, care ei voiau să-l adopte ONU pe post de tratat internațional obligatoriu pentru tot pământul, toate guvernele, pentru protecția mediului. Iar acolo este absolut limpede că este o, cum se cheamă asta, cosmolatrie, adică este pur și simplu, da, că idolatrie, deja e prea puțin spus. Acest obiect, acest charter, așa, între timp s-a făcut-o, pentru că în 2002 mi se pare că au venit cu el la ONU, l-au depus, dar au venit cu el cărat într-un ceva care se numește chivotul speranței. Adică, în loc de Ark of the Covenant, nu știu ce, în care este obiectul ăsta scris pe niște papirusuri de mână, nu știu ce, cu tot felul de măști, deci obiecte diverse ritualice, cu niște picturi pe cutia aia de lemn, care sunt elementele pământului, o, apa, focul, deci toate elementele din păgânism. S-au mers cu el, au făcut ca un fel de, l-au dus așa ca pe moaște, au făcut din astea niște procesiuni, l-au depus la ONU, i-au vrut să încheie, să fie încheiat, n-a fost încheiat tratatul, de acolo s-a născut agenda 21. Ceva totuși zic că s-a făcut. Și acest Maurice Strong, care și ăsta a lucrat foarte mult timp în ONU, bine, el era și petrolist în timp ce era mare mediu. Mă, și viața e complexă, nu înțeleg. Și a mai și furat niște bani din programul ăla, era Oil for Food cu Irak. Vreun milion și-a făcut el singur acolo. Și după aia a plecat, a fost o coincidență, a plecat de la unei mea după aia, era ceva care îl deranja. Nu? N-a mai zis. S-a mutat la Beijing. Da. E, dar el avea o proprietate în Colorado imensă, nu mai țin minte cum se cheamă, pe care a cumpărat-o de la un domn pe care îl cheamă Khashoggi, nu e decât mare traficant de arme, și unde a făcut o comună imensă cu tot felul de șamani, de nevastă era mistică, bătea la tobe, făceau asta. El, în timp ce el lucra la ONU, sunt pe toate astea, sau înainte, deci oricum a avut-o mult timp. Era sponsorizat de Rockefeller, Steven, că sunt mulți, au diverse competențe și ăștia rockfellerești. Și ăsta era Steven, care e foarte preocupat de mediu, e ceva de doarin. Și întâmplarea face sigur că sub, în acel loc unde a cumpărat el această proprietate imensă de desubt, este cel mai mare bazin de apă dulce subteran din America. Asta e absolut o întâmplare. Bănuică, da? Și ăsta este Maurice Strong. Și ăsta și cu Mueller, că deși unul era cu teozofia, unul cu Gaia, ei se înțelegeau așa. Și ăștia amândoi au făcut Universitatea pentru Pace, care e făcută prin rezoluție ONU. Și unde asta se face? În Costa Rica sau unde era? În Costa Rica, da. Și acolo se și ține ăsta, Earth Charter ăsta, că e un obiect, care spuneau și Strong și Gorbaciov că trebuie să devină noile 10 porunci ale omenirii. Da, de unde e nevoia asta? Adică e o întrebare retorică. De unde e nevoia de a înlocui tot, de a mai muțări, de a lua, de a mai muțărea? Asta înseamnă să pui în loc un Moțunache, în locul unui sfânt, să pui un Gorbaciov ceva, să pui un de a foarte. Stai și te gândești chiar vor să fie Dumnezeu. Ei chiar vor să fie Dumnezeu. Chiar vor. Adică există diferență și chiar cred că se poate, ceea ce este și mai interesant. Adică, bineînțeles că stai și te gândești, bun, ok, cum ești tu, ca să poți să controlezi complet viitorul, tu trebuie să știi prezentul și trecutul. Îți spun lucruri foarte simple.
Ei nu știu, adică cum, ei se aruncă, adică cum să spun, au, e, știi, ca și cum cultul ăsta al raționalității a ajuns până într-acolo, a făcut ca un cancer, așa, și acum a devenit ideea, viziunea mea face realitate. Nu face. Nu face, nu. Nu mai există nicio limită, știi? Adică eu conduc prin, eu am această viziune și asta creează realitate. Și dimensiunea spirituală, dacă sau dacă vrei, mai degrabă manifestarea în diverse mișcări de astea religioase, spirituale, cum vrei tu, acestui tip de gândire este deja ajuns la, nu știu, abar n-am, cote maxime, adică o vezi peste tot, e plin de șamani, de ridici. Și au și un narcisism, au și un eugenism, au și un dispreț profund, pentru că tu ești înapoiat dacă nu ești evoluat ca ei. Tu ai văzut și tipul ăsta de atitudine se manifestă și în diverse alte agende. Adică dacă sunt însoțite de ceea ce se cheamă virtue signaling, nu știu dacă ai remarcat, deci tu ești vegetarian, că te doare burta, foarte bine, fii sănătos. Nu. Ai mâncat un cârnat? N-ai să te salvezi niciodată. Ești o piedică în calea, pe cuvânt exact asta e atitudinea. Nu crezi că suntem în climate, nu știu care, criză, clima, a, nu. Și asta e o dimensiune, este ca un fel de și narcisist și eugenist, că nu toți ne putem salva. Ei știu foarte bine asta, ei spun, bă, numai noi, vorbesc de aia cu... O să treacă pe planul, nu știu care, nu știu, cu cinci dimensiuni și aici, mă rog, eu nu pot, uneori, chiar nu mai pot să mă concentrez, înțelegi? Da, da, și ăștia, la alții noi, suntem niște pierduți, niște, ei încearcă săraci, ei încearcă să ne ajute. Știi? Dar nu, cu unii nu se poate. Adică, nu se poate. Dar în chestia asta, deci inclusiv preocuparea asta pentru climate change și încălzirea globală, sau mai știu, nu, ele au, înseamnă că aceeași sorginte ideologică, cum să spun, adică nu e o chestie științifică, că am înțeles că măsurăm dioxidul de carbon, facem de astea. Păi ce să spun acum? Sunt oameni, eu nu sunt om de știință, habar n-am. Deci eu mă uit la alții. Eu văd doar că există și un punct de vedere, citam într-unul din articole o scrisoare de asta de opoziție făcută de 1600 de oameni de știință, între care și nobeliști, care spun, nu e cazul, nu e nicio criză, nu înțelegi? Bun. Dacă însă vezi că nu e, asta este din 2023 sau 2024 scrisoarea asta, bă, oamenii ăștia vorbesc de lucrurile astea în termenii ăștia, exaltați, cu Gaia, cu pământul, vorbesc din anii 60-70, primele eco-utopii serioase au apărut în anii 60 și grație lui Aldous Huxley, pentru care port o simpatie profundă, pentru că în insula aia, ultimului roman, acolo era o eco-utopie. Da. Adică este o împletire de lucruri aici. Vine clubul de la Roma și spune, ne-am gândit lucru care e cel mai bun ca să adune pe toată lumea și să fie pace, nu, sau să fie bine, sau să poți să interpretezi cum vrei, să dominăm noi, să nu știu. Este cu mediu. Asta este clar. Avem o singură planetă, stăm toți pe ea, practic trebuie să intereseze. Vin cu această agendă, da? Deci ok. Și mie trebuie să mi se pară chestia asta obiectivă când cine o promovează sunt oameni ca o promovează tare, adică cel mai tare, nu, până la un punct, cu primele mari întâlniri și summituri pe subiectul ăsta, un om ca Maurice Strong, care nevasta vorbea cu niște mistici și bătea tobe și îi spunea lui, și sau Müller, care eu cred că e pe știință treaba, e pe știință și pe studii, așa credeam. Ce să cred, că ei par iluminați așa cumva. Ei cred că informațiile astea mari despre așa se iau de la Jval Kul sau cum îl chema pe ăla care vorbea Blavatsky. Eu știu, pare straniu, na, ce zic, am o fiu cu o coincidență poate, dar nu știu, mă întreb. Pentru că există această dimensiune teologică aproape, doar că atunci când tu amesteci știința cu religia, teologia ta devine fapte. Nu?
Credințele tale devin, sunt fapte, nu știu, demonstrabile, nu știu cum științific. Ce demonstrație științifică? Ei au niște modele matematice care sunt contestate. Ei au modelele, dacă să fac așa eu o analogie aici, neștiind eu matematici, dar ce am înțeles eu. Ei folosesc modelul lui Russell, când de fapt lumea e gâdă, care era adversarul lui Russell. Dacă nu poți să faci tu o ecuație acoperitoare pentru infinit. Și nici nu poți să discuți, adică până la capăt să faci tu proiecții când tu nu știi totul molecular. Și vine fizica cuantică și spune, nu, nu poți să calculezi poziția. Este acest principiu al incertitudinii din cuantică. Le zicea ăla, nu aveți cum să. Și aici în situația asta suntem. Ei zic că, ziceau până recent, că 95% sunt nu știu cât din ADN e junk, fiindcă nu știau ei ce e, dar ne șurubăresc genetic, cum antimateria și cu materia și iarăși nu știu, dar noi căutăm și facem teste, adică e ca un fel de ce să spun? Nu pare foarte științific, ca să mă exprim așa. Nu pare foarte științific. Asta zic și eu. Eu în schimb am văzut acum, nu știu, câtă vreme, cu vreo 12-13 ani, cred că era prin este un documentar foarte interesant, se cheamă Great Global Warming Swindle, Marea șmecherie a încălzirii globale. Un documentar foarte fain, de fapt îl știi, nu știu dacă îl știi, este și pe IMDb, adică e public, e o chestie foarte fain. Are vreo oră și un sfert, l-am găsit la liber pe YouTube, subtitrat inclusiv în română. Și l-am și popularizat. Sunt interviuri foarte interesante cu climatologi, geologi, oceanologi, oameni de ăștia, de astrofizicieni, tot ce vrei. Și îi spun, domnule, nu există ceea ce se numește man-made climate change, nu există o intervenție umană. Și îi spun care ar fi, de fapt, acele lucruri care influențează vremea, respectiv activitatea solară și oceanul planetar. Astea sunt cele două chestii care influențează. Adică era unul dintre ei era fusese printre membrii fondatori Greenpeace și spunea m-am lăsat de organizația asta pentru că a devenit de-a dreptul terorist. Și încercau să nege fapte istorice cum ar fi mica glaciațiune medievală pe la 1200 sau așa ceva, au fost la un moment dat o încălzire globală urmată de o răcire globală. De-o fost, se dădeau ăștia cu patinile inclusiv vara, timp de câțiva ani au fost. Și, adică asta este menționat în cronici, știi, adică în opere literare, în picturi, nu știu ce. Și asta toată lumea vrea să o treacă sub, dar ea se găsește inclusiv pe Wikipedia, am căutat, deși controlată Wikipedia atent, se poate găsi criza asta. Mi-a zis la directoare de la Wikipedia, n-a zis la TED că nu, adevăr. Ați găsit de formule ca să ne înțelegem. Adevărul. A făcut ea o conferință. Adevărul nu e chiar așa important. Știi? Nu, eu am un lucru de adăugat aici. Adică eu nu tind să-i cred pentru că mi se pare foarte mincinoasă partea elaltă, dar e ca și cum știi. Dar un lucru pe mine mă frapează și nu doar pe mine. Eu cred că există un fel de man-made problemă climatică. Pentru că altfel nu înțeleg de ce există atât de multe documente de la DARPA și de pe la, nu știu ce think tank-uri de astea mari militare și cărți, că am eu în casă, în măsura în care înțeleg eu, nu știu, că se poate manipula totuși destul de nasol mediu și că există conceptul de owning the weather ca tehnologie militară. Și atunci eu mă îngrijorez și mă întreb de ce nu se îngrijorează și ONU. Pentru că eu sunt foarte îngrijorată că într-adevăr noi oamenii putem să ne băgăm în ceva în care nu ne pricepem, să tratăm un sistem deschis ca un sistem închis și să facem o nebuneală, da? Și ar trebui să se ia act, să se discute despre asta și nu discută nimeni. Eu asta, de exemplu, mă îngrijorează. Dacă discutăm despre toate efectele
civilizației noastre asupra mediului. Dar de asta de ce nu discutăm? Că nu sunt spion internațional, nu am eu acces. Documente publice. Și scriu acolo cum e bine să poți să controlezi, face aia. Și sunt oameni de mare calitate și care sunt tehnicieni și ce mai sunt ei așa, care își descriu cum se întâmplă lucrurile astea. Și aici iarăși intrăm, de ce intru în teoria conspirației? Că sunt publice documentele, spun ei cum fac. Și apoi noi știm că sunt astfel de tehnologii, când sunt ele folosite de bine, se mândresc cu el. Să facem furtuni, exact, și exact. O secetă, da, de la... Deci se de poate la, ca... la proiectele astea care sunt mai, da, bineînțeles, evident. Cu ploaie artificială, cu tremure, cu nu știu ce, da. Câtă vreme luăm act cu atâta îngrijorare până la aceea că trebuie regenerată specia umană și levana bătrână trebuie să fie trimisă la reeducare, pentru că omul schimbă mediul. Păi să vorbim și de ce zic ăștia că schimbă ei, că ei zic. Deci de ce nu vorbește nimeni că îi schimbă mediul? Mie asta mi se pare cea mai slabă dintre gogoșii vândute astăzi și eu nu știu cum au rămas la ea, cred că au rămas în pană de idei. Treaba asta că gazele de la eșapament și de la pârțul vacilor, mă scuzați că despre asta e vorba, ar afecta, vezi, doamne, mediu, în schimb ei au, nu știu, numai cu armele nucleare, nu știu câte experimente în oceane și în nu știu, era văzusem o cifră la un moment dat, ridica părul în cap când vedeai câte bombe nucleare au detonat ăștia experimental în oceane și ei îți pun amendă dacă ai emisia la mașină peste nu știu cât sau dacă ai peste 10.000 de capete de vaci în America, trebuia să plătești o taxă imensă pentru gazele emise din acest vaci. Nu poți să faci autostradă de grijă a gândăcelului de Balegar sau mai știu eu ce, dar ei dau cu de-alea bombe de fragmentare și nu știu ce și distrug județe unde să mai luptă ei. Adică sigur că într-un anumit sens, dacă preocuparea lor e reală, dacă aceste riscuri sunt reale, dacă aceste organizații sunt serioase și ne doresc binele, păi cred că ar face foarte bine, nu? Pentru credibilitatea lor, să abordeze și aceste subiecte. Pentru că sunt reale și astea. Dacă tot îmi vorbești despre schimbarea climatică făcută de viata mea vacă din curte, da? Și vrei să-mi dai mie amendă, păi da amendă și la complexul militar-industrial. Zic, nu știu. În documentarul ăsta, tipii ăștia vorbeau și niște cifre concrete care sunt la fel publice, adică sunt de notorietate internațională. Spunea, domnule, știi cât dioxid de carbon este în atmosferă, că ăsta ar fi cel mai rău, carbonul ăsta din dioxidul de carbon. El este 0,04% și a crescut în ultima vreme cu unitate, adică era 0,03. Problema este că dacă el ar scădea sub 0,02, viața plantelor nu ar mai fi posibilă, pentru că ele plantele au nevoie de dioxid de carbon. Și adică, bun, să o reducem cu cât? În ce sens? Ori, încă ceva, acest 0,04 din atmosferă, care este dioxidul de carbon, din el în jur de 5 până la 15%, zic unii, ar fi de producție umană sau de producție legate de activitatea umană. Bun, 5%, restul din, deci asta e vorba de 5% din 0,04. Asta și asta rezolvăm noi prin ecodictatură globală sau europeană sau nu știu. Acest 5% din 0,04. Și iarăși, punem reguli aici, în China nu, în India nu, în Africa nu, cine o spună, dar China acum și India... La ultimele întâlniri dintre, că este summitul de la Sankt Petersburg și nu știu care reprezentantul Arabiei Saudite a zis bine, mă. Pe românește spus, nu știu, a zis mult mai frumos decât.
Bine. Deci, da, ok. De asta, adică nu trebuie să cauți mult ca să găsești cât de gogonate sunt lucrurile și cât de ipocrite și de slăbuți, așa. Adică, asta e problema. Asta este, din punctul meu de vedere, cum să spun eu, asta a fost o găsire. Să admitem că poate fi o problemă poluare. Dacă nu știu ce se întâmplă pe oceane, eu nu neg că există poluare. Și mi-ar plăcea să fie mai curat, mai îngrijit. Bun, dar și în oraș, sigur. Absolut. Tu nici n-ai convins, adică multă lume ridică o sprânceană, multă lume nu crede, sunt atâtea lucruri pe care nu le spui cum sunt astea, da? Adică dai un aer de chiar și tu sări deja cu soluție gen orașul de 15 minute. Adică tu deja ai o soluție ca să mă ții pe mine închis în 15 minute să nu, la pandemie, nu mă lași să merg în pădure și pe plajă, cam car. Adică ideea știi care e, că pentru tip, din punctul meu de vedere și cu toată buna credință să știi și să îi cred și să așa, mă parcă prea sunteți pregătiți, nu știu cum să spun, adică și cu niște soluții atât de extreme, sări tu la completa reformare a societății, toți trebuie să facem schimbări radicale de conștiință. Băi, adică când tu, bun, măcar ia în calcul toate elementele, convinge-mă și pe mine, spui mie tu că vaca mea din curte. Bine că mai mor vaci, aveți că câte, acum sunt foarte multe incendii pe la fermele. Mai mor din ele. Dar nu e o problemă să modifici genetic țânțari și mai știu ce mai fac. Și am înțeles că prin, citeam undeva că prin, că cred că cumva sar la eugenie din nou, prin tehnologia asta CRISPR, care înțeleg că a fost folosită și la vaccinul, mă pricep, modificările astea, editarea genelor, ajunge în, poate ajunge în omenire, în sens 90% din oamenii de pe pământ în 10 generații și ți-a 200 de generații s-o cureți dacă vrei. Și întreb, dacă asta nu e eugenie, asta ce e? Adică era eugenie. Și asta e foarte interesant cu eugenie. Iar nu știu de ce am sărit la eugenie. M-am gândit, cred că la țânțari, de la țânțarii lui Bill Gates, modificați genetic, am sărit la om. Pentru că ele sunt legate în aceeași cultură, practic. Asta eu văd. E o întreagă, întreg păi grup cultural. Principiul la One Health le pune pe toate împreună. De la materia anorganică, la copaci și găini și macaci și noi, toți suntem gașcă și suntem tratați împreună. Adică, de exemplu, tratamentul meu va depinde de, nu știu, dacă e tratată și vaca, dacă am o vacă, poate ea vinovată, nu știu exact ce. Este clar că fac cu chestii integratoare. Este clar. Adică egalitatea între om și țânțar, ca zic așa, asta e problema, că se vede un fundament din altă civilizație, din altă cultură, din altă teologie, din altă antropologie. Din nicio cultură. Asta este marea întrebare. Aici am eu o mamuză foarte tare, o speculație conspiraționistă, bineînțeles, pe care brodează, așa în capul meu cel puțin, se brodează pe marginea conceptului de breakaway civilization, asta civilizație schismatică, care provine din ufologie, știi? Și acum o să fac ca Alex Jones. O să fie așa, ok. Deci, da, bom. Încerc să fiu calmă și să vorbesc frumos. Deci, acest concept are în vedere o civilizație care e decolată complet din rădăcinile ei. Scopurile ei, ea este schismatică față de restul lumii, nu numai față de civilizația în care, nu față de toate celelalte, pentru că are cu totul și cu totul alte proiecte. În ufologie, speculația a fost că a fost legată de, a fost o combinație între elementele războiului rece, care proveni din complexul militar-industrial occidental, generat de războiul rece și de OZN-uri, că au venit OZN-uri, Roswell, nu știu ce zic ei. Dar, ok, lăsând la o parte, putem să luăm asta ca pe o anecdotă. Pare-se, într-adevăr, cred că conceptul ăsta, scoțând de cupând poveștile care țin de OZN-uri, putem să folosim conceptul ăsta pentru a descrie tipul ăsta de agendă. Pentru că noi, acum, marea majoritate a oponenților
sau oamenilor care au scepticism față de această agendă, spun mai vine din vest. Da? Așa zice. Da. Vine, dar nici în vest nu are nicio temelie. Înțelegi ce zic? Adică ea are niște rădăcini în niște grupuri foarte restrânse, niște... Putem așa identifica, cum am făcut eu mai devreme, așa un firicel, acolo îi vezi. Dar este decolată de pe planetă. Decolată complet, adică e ca și când nu mai împarte nimic, nu mai are nimic în comun cu umanitatea așa cum este ea. Eradicarea sărăciei, a tuturor bolilor, a războiului, eradicarea războiului, sărăciei și bolilor, în caz că te întrebi, este prin modificarea omului. O spune inclusiv Brock Cishelmăla, care a făcut OMS-ul, da? Care a spus foarte clar că astea toate se fac printr-o modificare a mentalității omului, cu psihiatria, cu trupele de șoc, cum spuneam, trebuie modificat omul. Păi, tu vii, adică știi și te și sperii, pentru că multă lume nu s-a uitat la lucrurile astea până recent. Deși vorbim de acum una, cât sunt 70-80 de ani. Adică pentru că da, știi, eu îți spun drept, pe mine nici nu m-ar deranja dacă domnul, nu știu, Strong sau mai știu eu care, ar dori să modifice omul. Ok, adică pe el însuși, ok, la el acasă să-și facă modificări genetice. Pe mine mă deranjează în momentul în care s-o trecut la colectivizarea metabolismului celular în pandemie, când s-a impus un experiment genetic pe întreaga planetă. Și atunci, adică s-a dictat de undeva, dintr-un centru, ca toate celulele voastre să producă o proteină specială. Țării cât mai multă proteină spike, adică lumii, globului cât mai multă proteină spike. Chestia asta seamănă cu o colectivizare a metabolismului celular. De înainte să colectiviza pământul oamenilor, acum se lucrează la colectivizarea metabolismului oamenilor. Tocmai din cauza asta că, adică asta mă deranjează, când ea este impusă mie, copiilor mei sau mai știu eu cui. E impusă, nici măcar nu-ți spun că de fapt tu nu știi ce e acolo, că oamenilor când le-ai impus nu le-a spus ce e acolo. Ai pomenit de proteină și de ordinele astea date în organism de mRNA, ce înțeleg eu, nu? Poate da. Spui tu că eu nu știu. Știu doar că în America și în Europa se poate obține patent pe acele secvențe de ADN care sunt produse prin tipul ăsta de, nu știu, ordin artificial dat de mRNA prin tehnologia asta. Ce știi de asta? Am înțeles eu greșit? Da, sunt patente pe chestiile astea, pe chimere, de ADN chimeric sau de ADN ARN sau ADN produs. Acum, patent poți da doar pe ceva ce nu-i natural, adică pe ce-i producție, știi? Și atunci... Asta sigur se poate, dar pe bucata asta, sigur. Știu că da, știu ce spui. Da, dar pe ăsta, da, da, da. Ok, și atunci, cum se înțelege asta în lumea medicală? Juridic ei spun așa, acest patent nu dă un drept de proprietate, ci dă doar dreptul producătorului să limiteze, cum să zic eu, pe alții, să nu-i lase pe alții să comercializeze și ei chestia asta. Cam asta ar fi. Dar dacă te uiți un pic mai atent, eu ca jurist mă uit mai atent, păi eu, corpul meu produce ceva asupra căruia tu ai un patent. Și nu numai eu, ci și copiii mei, dacă e, că nu știu, dar înțeleg că e, că citeam în altă parte, eu nu am înțelegere evident de specialist pe subiect, că se perpetuează și se răspândește în specie generații. Și atunci în ce raport sunt eu cu... Adică, nu știu, zic. Îmi dai seama că ei nici măcar nu știu când se oprește producția asta. Asta și ca... Eu am pregătire medicală și mi-am pus întrebarea în momentul în care am auzit cum vor ei să-l facă, să-l producă. Adică
să dea ei comanda asta genică unor celule, unor organiții celulare care să-ți producă ție o chestie. Ok, deci dacă ai dat start, ai dat un blueprint de ARN să pornească treaba asta și ai dat o schemă de proteină în ARN-ul ăla încastrată, tu ce faci? Cum îl oprești? Îi dai un alt stop? Cum, când se oprește? Adică tu produci pe viață proteina asta spike. Chiar au zis, nu, durează foarte puțin. Cât... E, după aia studiile au arătat că nu chiar prea puțin. Făcuseră în Japonia studii că era cu scandal. Și vedeau că nu se limitează la mușchi și că se duce în ovare, că se duce în testicule, că se duce în ficat. Adică există o problemă majoră cu și nu se știe când se oprește. La unii nu se mai oprește, la unii se oprește, la unii nici nu produce nimic. Pentru că nu te poți juca cu niște calități diferite sau compoziție diferită la diversele fiole. Am auzit teoria asta. Da, că au fost loturi. Nu știu despre asta. În experimental, dar era firesc să fie loturi, nu? Adică zic eu, nu știu, mă gândesc așa că dacă Care e chestia? Că oamenii reacționează diferit la chestiile astea. Adică din același lot produceau unii nu produceau. Și atunci, pentru că exact, nu pot e un sistem prea complex ca să știi implicațiile, toate implicațiile. Când vorbești de o comandă genică, ea poate avea acțiuni plurigenice, nu în mai multe direcții și nu poți să știi exact care sunt mutațiile pe care le face. Dar asta cu proprietatea nu știu ce să zic. Știi? Da. Știi că există o teorie a conspirației? Da. Sunt speculații. Știi ce? Pe mine, sunt foarte multe teorii ale conspirației care sunt de imbecilitate și din comun, deci eu râd mult. Da, sunt unele speculații care, sincer, mi se par legitime. E legitim să speculez. Pentru că aflu toate astea, nu? Și atunci mă întreb și eu, și unii se întreabă dacă ăia producătorii de așa ceva nu dobândesc un drept de proprietate cumva, ca asupra unei himere, ca asupra unei, nu? Că nu mai ești chiar om. De la natură. Un scandal în America, nu mai știu când, acum ceva vreme, despre niște semințe modificate genetic, știi? Și da. S-a observat că dacă se făcea polenizare încrucișată cu alte lanuri, cred că era vorba de floarea soarelui sau ceva de felul ăsta. Și era foarte productivă, în fine, erau producții mari, dar era cu patent. Și nu aveai voie să dai sămânța în altă parte, adică doar cu aprobare de la producător puteai face treaba asta. Da. Dar s-au polenizat, deci au dus albinele polen de acolo și au observat și vecini care nu semănaseră, au obținut producții mari din cauza polenizării încrucișate. Și a venit firma și a zis firma, banii jos pentru că ați folosit semințele noastre. Și a zis, uite, noi avem alte semințe. Nu mă interesează. Trebuia să alungați albinele. Să nu mai vin albinele la voi pe lan. Și au fost scandal și a câștigat firma producătoare. Pentru că au analizat genetic producția și producția era cu patent. Ei, în felul ăsta asta apare și în agenda asta accelerată acum pentru summit. Vorbesc despre băncile astea de semințe și de nu știu ce. Nu știu, este totuși. Ei înșiși recunosc într-o măsură că pentru că își propun o mai mare centralizare, un mai mare control asupra acestor lucruri. Se arată cumva îngrijorați de anumite tendințe, inclusiv astea cu patentele și așa, știi, dar asta nu poate fi un subiect printre celelalte.
nu știu cum să spun, mie mi se pare imens de urgent. Și apoi nu e nevoie să ia ONU, să ajungă ONU șef pe pământ cu guvern global sau nu știu ce vreți să facă acolo ca să rezolvăm aceste lucruri. Că insist, înțeleg că tipul ăsta de efecte se transmite și la copii, generații, și se poluează baza genetică, nu știu, habar n-am, adică sunt aceste, sunt foarte multe elemente. Tot ce am discutat noi acum, știi, mi se pare mie că justifică, legitimează un cetățean să întrebe și el, mă, dar despre aia de ce nu vorbești? De ce asta mi se pare mai important? Aici de ce nu intervii? Dacă chiar sunteți așa de bine intenționați? Că asta e întrebarea până la urmă, ajungi să, de ce suspectăm? Suspectăm pentru că unele chestii sună chiar destul de clar că nu vrea nimeni, da? Iar la altele ar fi, dacă sunt numai bune intenții și poate, nu știu, poate la cele care mi se pare mie că nu vrem, este pentru că nu știu să exprime complet și corect sau nu sunt eu teozoafă. Ok. Da, sunt de astea. Înțelegi? Sunt de astea care sunt și e plin de tipul ăsta de nu știu, elemente, lucruri care nu se discută de ajuns, care nu sunt puse pe masă. Păi trebuia să existe la ONU, am văzut și eu și nici măcar nu mă pricep, mă dai plină presa. Că nu e în regulă, nici cu efectele, nici cu cum s-a întâmplat și uite, se fac acum studii și teste și nu știu ce. Păi dacă nici asta nu e de ONU și tu vrei acum eu să am încredere să semnez tratat cu OMS? Uite, chiar asta, dacă mai ai energie, asta mi se pare interesant de discutat. Legătura asta între WEF, World Economic Forum, și care vine tot din tradiția asta eugenică și din tradiția asta a clubului de la Roma, tratatele care le-a făcut recent și importanța lor așa pentru... Mie mi s-a părut, când am aflat de ele, adică foarte puțin în lume știa, eu la un moment dat la un protest public am zis, am în discursul meu, am povestit de tratatul ăla între UEF și ONU, făcut în vara al 2019, puțin înainte de pandemie, cu jumătate de an înainte de pandemie, în care ONU își punea infrastructura la dispoziție, nu numai infrastructura, și legitimitatea pe care o acumulase cumva la nivelul mentalului colectiv, așa, la îndemâna, prin acest tratat avea o agendă comună cu World Economic Forum al domnului Schwab. Are și acum. Da, păi, și acum au avut, ei au un al doilea tratat. Da, adică există o... Mie mi s-a părut că sună a lovitură de stat la nivel global. Adică niște neni care au niște corporații s-au întâlnit într-un forum care e al lui domnul Schwab, persoană fizică, e ca un ONG. Ei au făcut un acord cu guvernul, cu guvernanța globală, care cumva are o legitimitate. Ea este îndoielnică și nenaturală și nefirească, dar în mentalul colectiv este o cumva o legitimitate. Ei, ăștia fac un acord fără să-și dea nimeni acordul din partea guvernelor, să folosească toată chestia asta pentru agenda unor corporații care, repet, ele lucrează pentru profit, putere, dominații, nu știu ce. Adică, acum devin bune, Mircea. Au zis că acum nu mai e bani, acum e și cum se îngrijesc de noi, au zis corporațiile, nu fi mefie. Vreau să fac omul mai bun. Asta e ideea la stakeholder, capitalism. Modific acum. Și nu eu acum m-am liniștit foarte tare că domnul Schwab ne-a zis că noi o să fim fericiți, nu o să mai avem nimic și o să fim și fericiți. Nu, adică nu mai nimic, nu mai nicio grijă în sensul ăsta. Nu, închiriez, dar nimeni nu-ți spune de la cine. Nu știu dacă ai sesizat. I-am explicat unei amice. Era clipul încă, nu știu dacă mai, nu m-am uitat, dar era clipul acolo și ea se uita ușor senină și am zis, bă, ok, și noi le luăm un ibric, un lighean, 2 chiloți și o pereche de ochelari de soare pe an. Întreb, de unde le luăm? Ale lui cine este? Ale lui cine e ligheanul și alea? De unde le iei? Adică, de la cineva, nu? Or, bun. Acum, eu... toată asocierea, mie mi se pare ca și ție, bun.
Care este altă explicație decât asta pe care o dăm noi? Pentru că eu asta, eu vreau să vină cineva oficial, nu? Să-mi spună și mie, cu coană, ești conspiraționist. Tu faci niște speculații, Dana Iurea, că ar fi o lovitură de stat globală, că ar fi o scurtcircuitare a întregului proces multilateral de la ONU și o legătură cu niște elite financiare, că ar fi reprezentanții, adică zim, nu este asta. Ce este asta? Mai ales, știi ce mi s-a părut mie chiar frapant? Nu puteau să inventeze un alt ONG-ul să facă parteneriat. Nu poți să iei World Economic Forum, care este cea mai antipatizată structură de pe pământul ăsta, cred eu, cu Schwab și faci cu ăla parteneria. Schwab, adică, întotdeauna e un personaj din Marvel, tate. Adică, da, deci, exact. Dacă îl luai din Marvel, din asta, e benzi desenate. Am mai zis, este arch-villain. Am aflat de unde e costumul ăla lui cu umeri. Este, da, era, a primit un din ăsta honoris causa la o universitate din Lituania sau ceva. Îi datorăm acelei universități această apariție cu umerea de sacou din anii 80, da. Dacă faci așa ceva, adică totuși iei act și tu de antipatie, iei act și tu de suspiciuni, tu spui că e o problemă, e o criză a încrederii. Păi mă, zic că nu contribui bine la rezolvarea crizei de încredere dacă tu faci parteneriat strategic cu UEF fără să întrebi nimeni. Adică, cum să spun, mie mi se pare așa, știi, ca și când asta sporește și neîncrederea. Vine ca o confirmare a unor negre bănuieli. Poate nu e, dar de ce nu le spune? Să spună cum au gândit ei chestia asta, mai exact să o fac. Ce înseamnă ea? Pentru că a folosit veșnic salata aia de cuvinte birocratice, marea majoritate a unor, vreau să spun că reacția cea mai frecventă pe care am primit-o și eu la mamici, nu știu, de la articolele alea, le mergi în comentarii, a fost, mă, cum ai avut răbdare, mă? Sora mea spune, eu nu cred că tu ai răbdare să citești așa ceva. Pentru că asta este un prim blocaj. Este un limbaj birocratic, limbajul de lemn de pe vremea lui Ceaușescu era parfum comparativ cu ăștia, pe cuvântul meu. Deci vorbi, adică nimeni nu înțelege. Este, nu știu, eu o simt așa, ori ca pe o grabă extraordinară. Adică nici măcar nu se mai obosesc să facă PR pe subiectele astea. Nu mai au timp să facă PR. Grăbesc să fie acolo. Îngroapă în text dintre ăsta de limbaj de lemn și cred că asta ține loc de PR, să zic așa. Adică semnăm că e pentru binele vostru. Până acum s-au mai străduit, adică nu vedeai chiar așa. Nu știu cum să spun. Acum mi se pare că e foarte... Acum lumea s-a și prins, cel puțin în pandemie, s-a prins de pornirile astea totalitare a unor organisme care ele aveau aura de... corpul păcii al ONU, așa, îmbrăcați toți în alt atunci mai mult, iar numai puțin PR. Deci tu te plângi de faptul că lumea adică lumea n-a înțeles, nu, a fost o eroare. Și tu, în loc să faci mai mult PR, tu faci mai puțin PR. Și ce faci este să spui, nu, faci exact ca World Economic Forum și spui, neîncrederea care există, în primul rând, este biunivocă, este reciproc. Mi-a plăcut mult asta. Deci nu doar eu nu am încredere în Schwab, nici el nu are încredere în mine. Aha, mi s-a părut senzațional. Deci, ok. Dar tu, mă rog, mi s-a părut. Mai, eu am niște chestii așa ale colaborării astea care mi s-au părut foarte dubioase. Deci este acest tratat între UEF și ONU la nivelul ăsta, da? După aia mai la nivelul de jos, mai jos avem părți ale ONU, cum OMS, de exemplu, face diverse tratate cu țări, cum ar fi acest tratat pandemiei pe care se străduiesc ei să-l construiască acum recent și care se tot amână, probabil, cum ziceai și tu, că o să-l discut în toamnă, la pactul, marele pact pentru viitor. Mai jos avem niște legi interne. Acum, recent, a fost un scandal cu MAPN-ul de la noi. O propus o lege cu modificarea stării de urgență care se putea decreta din exterior. Este un proiect de lege care s-a discutat, a fost scandal. Am niște
amici din sfera societății civici care s-au dus acolo și au făcut scandal, vreo doi avocați. Asta deci NATO poate declara stare de urgență. OMS-ul poate declara stare de urgență conform proiectului lor de lege. Și mai era o chestie, că practic dădeai conducerea țării unor organisme aliate sau unor organisme superioare. Și mai era o chestie, rechiziționarea de bunuri și folosirea populației ca resursă trecea de la starea de război la starea de urgență. Adică cumva, și nu știu, când se face un astfel de proiect de lege, pe ăștia care inițiază proiectul de lege, vreau să văd o listă a echipei care au lucrat la proiectul ăsta și să ne explice și nouă cum i-au dus numele, nici numele celor care negociază la OMS nu o să le ai și nici pas. Ei, asta se întâmplă, știi? S-au găsit tot așa, știi că s-au făcut cerere să ceară echipa românească care se duce la OMS. Au făcut rost până la urmă de ea, dar nu, adică nu le-au dat-o că era publică. În felul ăsta... Toate elementele astea vin din nou să... Adică eu mă simt perfect legitimată să pun întrebări. Perfect legitimată să discut și să speculez. Câtă vreme mie nu mi-explică nimeni nimic. Speculațiile pe care nu le face numai eu sau tu, sau le face o grămadă de lume și le face și afară și nu numai la noi, este că toate aceste... Un protest la nivel european acum, să ducă la Geneva, să împotriva tratatului cu OMS-ul, care vrea el să preia decizii interne ale Ministerului Sănătății din lume. Ce mi se pare mie fantastic la asta? Teoria conspirației este cu guvernul global, nu? Înțeleg că ai teoria conspirației, că e o guvernanță, nu e guvern, și totdeauna ți se trage atenția că este guvernanță. Guvernanță înseamnă mai mult decât guvern, care și legislativul, ca să ne înțelegem bine, da? Adică face și regulile. E un pic mai vast. Diferența este că nu ai o structură instituțională foarte bine bătută în cuie, răspunderi foarte limpezi și mai ales tragere la răspundere când este vorba de aceste instituții, pentru că ele sunt, din nou, cum spuneam, beneficiază de imunitate. Dar deja începe să devină un guvern global. Câtă vreme, pe mine mă interesează mai puțin că e global, cât că e al meu, guvernul meu. Înțelegi cum să spun, punctul meu de vedere, pe mine mă interesează că e guvernul meu, pe care eu nu pot să-l trag la răspundere. Pentru că guvernul meu aș putea, dar el este, nu știu, habar n-am, vorba americanului, sitting duck, el e pe acolo, pe undeva stă, nu știu ce face. El a semnat că el nu mai răspunde sau cum. Deci toate astea ridică extrem de multe întrebări. De aia lumea vorbește despre o lovitură de stat, de state. Da? Da. De aia lumea se întreabă care sunt motivațiile politice până la urmă. Pentru că sunt niște motivații politice, eu nu pot să mă facă ignor contextul internațional. Zic și eu. Adică noi ne uităm și noi așa un pic. Sunt teme privitoare la alegeri. La americani, conspiraționiștii sunt toți în unghii că nu or să aibă alegeri pe vreo stare de urgență sau altă, ca să nu iasă cine nu trebuie, nu? Sau, adică mă simt îndreptățită să pun aceste întrebări, pentru că nimeni nu ne explică. N-a ieșit cineva să ne spună și nouă de la noi, să spună: dragi cetățeni, uite de ce am făcut noi asta. Care sunt riscurile, care sunt pericolele, de ce am renunțat complet la suveranitate? Că e o surpriză, nu? Adică eu nu mă așteptam, ziceam că mai aveam un pic, știi? Nu. Deci, de ce am renunțat? Adică, totuși atâta, și asta, știi, se simte tipul ăsta de, nici nu știu, aș numi o grabă, e ca o disperare. Și apropo de summit, și că toate astea se întâmplă cumva în pregătire pentru această minune care e acolo și cu pactul și nu știu ce. Și într-un an de alegeri foarte nasol, planetar, că lumea nu mai așa. Și atunci tu vii și ai și cu multilateralismul și cu, deci tot întreg cu context. Și nu vine nimeni să vorbească, nu știu, oamenii care ne conduc, care sunt aleși, care pentru statul, care plătim taxe și vrem și nu vine nimeni să spună absolut nimic. În schimb, tu dacă comentezi ceva
alta decât că, nu știu, nici nu știu, de fapt eu ce ar trebui, eu nu, sincer că nu știu care este narrativul pe această legislație de stare de urgență la noi. Eu ce trebuie să zic ca cetățean, obedient ce sunt, eu ce trebuie să zic? Păi bravo că trebuie să fim, nu-i așa, să avem grijă de, nu știu, să susținem Ucraina, asta era. Să aplaudăm, mai știu eu ce. Nu știu, o susținem, dar de ce trebuie să comande direct altă organizație la noi în țară, asta întreb. Că, adică, păi dacă ei, nu putem, nu sunt amici. Mă gândesc că se întâlnească, adică putea foarte bine se întâlnească, nu? Că se cunosc de ca și când ne opunem noi lui NATO, de membri și... Da. Se întâlneau și îi spunea NATO cine e la noi și ăla zicea el. Deci te zică NATO direct. Eu întreb, n-are încredere în NATO în noi? A fost prima mea îngrijorare. Pentru că este partenerul nostru special și strategic. De ce simte nevoia partenerul nostru strategic? Sau i-am făcut noi un cadou? Ne-o fi cerut? Eu nu știu. Ne-o fi cerut? Sau noi i-am zis, ia suveranitatea mea de aici, decide tu? Sau el a venit și a cerut pentru că n-are încredere în noi, ceea ce pe mine m-a devasta? N-are încredere? Nu știu. Ar trebui cineva să ne explice, pentru că noi ne punem foarte multe întrebări. Și devine extrem. Știi că la summitul viitorului are loc în septembrie și în octombrie are loc summitul BRICS. Foarte tare asta, da. Și mie mi s-a părut foarte interesant. Pentru că ce arată din hârtiile lor că va fi summitul viitorului, va fi o nebunie de propuneri și agende și finanțări și, dai seama, planuri, proiecte, atribuiri și așa. Și nu știu ce să zic. Dar chiar și BRICS, cum de-au pus ei după, fix după ăștia, au pus, așteaptă să întâmple. E foarte interesant că au pus după înainte. Gândește-te un pic, că erau liberi să o fac. Deci summitul NATO, ONU s-a anunțat pentru septembrie 2024 de mult timp. Ăștia puteau să-și pună summitul lor mai devreme și l-au pus după. Și mi se pare extrem de interesant. Nu știu ce să înțeleg exact din asta, am mai multe teorii în capul meu de ce ar putea fi asta. Dar e interesant să ai. Este interesant. Poate, nu știu, să discute și ce s-a discutat la summit. Da, sau să știu, calibreze chestiile după. Da, să-și le armonizeze sau să ia alte măsuri. Nu știu exact, pentru că la întâlnirea dintre Putin și Xi, nu știu cum zicea noi, Xi sau Xi, nu știu, eu zic Xi, au subliniat suveranitatea. Ceea ce nu pare să fie în cărți foarte plenar în perioada asta. Nu știu ce să spun. Da. Da, chiar o să vedem ce se întâmplă acolo, că trăim vremuri interesante, nu ne plictisim deloc, să zic așa. Nu, e o tranziție către o nouă ordine mondială. Că tot da. De asta e tema noastră. Către tranziție, în ce va fi? Două noi ordini, trei, eu știu câte ori fi, ordini mondiale. Spre o nouă ordine mondială avansăm, e clar. Care va fi ea? Adică să ai niște... Ai niște, nu sunt utopii sau distopii, ci mai degrabă niște eseuri, predicții sociologice sau politice sau nu știu ce. Și îmi vin două în minte care mi se pare mie că s-ar aplica puțin mai bine în situație. Una este The Clash of Civilizations, șocnirea civilizațiilor, al lui Samuel Huntington. Care, după ce a scris Fukuyama, gata, de acum stăm cu burta la soare, liberalism, tot timpul platou, nimic nu se mai întâmplă. Ăsta a venit și a zis nu. Pentru că propunerile occidentale, noi suntem doar o civilizație din mai multe noi occidentali. I-a dat această lovitură, o surpriză extraordinară pentru Fukuyama, cred. Și i-a zis, mai sunt și alții, știi? Și a enumerat mai mulți, printre care civilizația ortodoxă, Islamul, bazinul chinez în partea aia, mai multe civilizații. Și a zis, ăștia nu o să vrea.
Știi, exact asta se numea. Din rațiuni civilizaționale, adică mai grav de atât nici nu poate fi, care țin și de religie și de cultura lor și de nu o să meargă așa și o să fie ciocniri, a zis el, acest Huntington. Lumea s-a concentrat, cartea lui, el a publicat un articol mare pentru de asta, nu știu dacă Foreign Affairs sau o revistă de asta mare, până 92-93 și după aia a făcut o carte întreagă, 96. Deci era după ce căzuse blocul sovietic, evident. Dar a zis, era înainte de atacul de la 9-11. Și cartea lui a picat un pic pe sec, așa că lumea a început să-l critique. Nu e adevărat, noi ne înțelegem, toată lumea se înțelege, toată lumea e de acord, vrea democrație. Okay. Și după ce a fost atacul de la 9-11, lumea a reluat în discuție cartea lui Huntington, concentrându-se exclusiv pe așa numitul conflict posibil, nu? Sau care ei credeau că despre el e vorba atunci în acea situație, dintre vest și islam, pentru că fusese atacul cu teroriștii de la World Trade Center. Cu aia, cu cateri, cu alea, da. Și nu s-a discutat însă și despre alte posibile opoziții. Asta nu era, nu exulta Huntington de aceste potențiale conflicte și nu a spus neapărat că trebuie să fie armate sau așa. El a spus, domne, nu mergi ca în brânză pe românești. E posibil să, pentru că sunt alte, da, bun. Și atunci, mie, de exemplu, această analiză mi se pare interesantă azi, dacă într-adevăr propunerea BRICS este una de multipolarism pe bazine civilizaționale. Eu nu știu, că unii zic că da, alții că nu, eu nu știu, când lumea își dă cu părerea, e foarte controversat, nu știu exact. Deci ai. Da, asta ar fi, o veste bună la. Știi cum? După ce am povestit în discuția asta multe orori și multe rădăcini și o tradiție întreagă de organizații mondiale care structurează și clocesc niște trăsnăi utopice, eugenice și toate astea, lumea se sperie când aude o chestie de asta, știi? Mie mi se pare o veste bună că puterea lor nu este singura, că există puteri concurente, adică există nu doar puteri, civilizații. Dacă vrei să spun, cum ai spus, dacă vrei așezări, nu neapărat utopii concurente, cât propuneri de a conlucra în lume, de a te așeza în lume ca stat sau ca om. Asta pare destul de limpede acum, conținutul, sau mă rog, pare, dacă acceptăm că asta e propunerea părții celelalte, ca să o numim așa, BRICS, da, dacă asta e propunerea. Da, iarăși, nu știi. Nu știm, pentru că o altă teorie a conspirației ar fi că de fapt angajamentul ăsta cu UEF, și sunt destui care spun că de fapt avem, nu știu, cine își face speranțe, nu este cazul nostru, dar cine își face speranțe din asta să nu-și mai facă, pentru că de fapt e o colaborare foarte strânsă și că pe lucrurile care ar interesa cetățeanul de rând, de la surveillance molecular și până la vaccinare de câte ori vor ei și toate astea, nu o să dea nimeni înapoi. Nici ăștia care sunt pe BRICS, nu? Adică ăsta, sustainable development și climate change, toată lumea cam. Da, e posibil să orice dă putere să nu fie ceva de refuzat pentru oricine, fie că e vorba de Rusia, China, nu știu ce. Niște forme poate mai adaptate la, nu știu, necesitățile lor, da, locale. Puțin despre China se vorbește de foarte multă vreme. Citeam în alte părți că nu e chiar adevărat că sistemul de credit social chiar îl au. Acum, nu știu, n-am fost în China, nu știu. Dar sunt unii care stau în China și care spun, nu e adevărat, nu e chiar așa cum se spune. Este un fel de, ăștia sunt conspiraționiști de aia care zic, băi, vă zic vouă în vest, în sens larg, asta, că e un fel de predictive programming. Că după aia vine, nu știu, Trudeau și spune cât de mult îi place lui China, că admiră China și n-ar fi fost singurul din gașca asta care spune lucruri de astea extraordinare. Și nu știu, n-am de unde să știu, nu știu cum ar, nu știu. Dar asta, această carte a lui Samuel Huntington, mie mi se pare că e bine de lecturat puțin, pentru că s-ar putea să semene cu ce se
propune sau nu știu, poate seamănă, nu știu, că nu știu dacă ei asta propun. O altă, nu știu, să numim o distopie sau nu știu, din nou, nu e că nu e un gen, nu e un roman sau este un genul ăsta de predicție sociologică. Bun, ciocnirea asta, ciocnirea asta tu o vezi, lumea ar întreba simplu, domnule, o să fie război între două blocuri? O să fie război cu război între două blocuri. Ei, asta e interesant. Asta e interesant, că de fapt, dar nu e deja da. Ne facem că nu e război între două blocuri. Pentru că tot Huntington, dacă e să intrăm în detalii, Huntington vorbea de aceste, de niște zone de fractură, de falie. Ucraina era o zonă de falie. Și pentru că, de exemplu, Israelul, el îl consideră o civilizație în sine, deci este separată de celelalte, da? Prezența acestui stat, toată discuția cu Palestina, cu nu știu ce și acolo, e considerat o falie. Și el prevedea conflicte la falie. El prevedea conflicte în punctele astea. Prevedea de asemenea, de exemplu, despre Rusia, spunea că este o civilizație care are mult european, dar are și această aspirație eurasiatică, care și o istorie filozofică și doctrinară în spate, în zona aia, și ocultă, dar e alt subiect aici. Și spunea că acolo nu se știe ce o să fac. Nu prevedea că se va rupe de Europa sau spunea că ăsta e un stat care bun. Adică de aia zic, e interesant să citești cartea aia acum în lumina sau ca să-ți lumineze poate niște lucruri care se întâmplă acum. Poate lumea nici n-a citit-o pentru că ea privea când era ea în heyday această carte. Era despre Islam și America, practic. Toată lumea o vedea în cheia asta. Ea are mult, mult mai multe elemente care pot fi de ajutor pentru pentru înțelegerea unui potențial scenariu în situație. Nu știu dacă ăsta e scenariu, habar n-am, nu știu ce se va întâmpla. Nu știu. Dar e interesant din punctul ăsta de vedere. Adică până la urmă el a prevăzut, uite, ce a prevăzut Fukuyama, care între timp și-a revenit, știi, că a scris o altă carte după ce a scris The End of History. La câțiva ani a scris una și nu ce a cerut scuze, dar a găsit el o formulă. A zis ceva, cred că a zis cu tehnologia, că asta ne va tulbura pe toți și nu o să fie ce trebuie până la urmă. Nu mai țin minte cum a zis. S-a cam dat înapoi. Dar Huntington a pus degetul pe niște chestii. Adică mie mi se, în caz că se întâmplă așa ceva, oricum, de exemplu, conflictele astea în societăți care sunt torn, le spune el, împărțite, cum este în Israel-Palestina sau cum este în Ucraina, în care e o zona de vest și zona de est și na, ce vedem. Și el, dar în America nu este torn? În America nu spune că e torn. Nu. Pentru că nu vorbește de rase sau de probleme civice. El vorbește de civilizații, pentru că tu în Ucraina ai două, una partea de vest care face parte, adică aderă la asta și partea de est care aderă la bazinul ăla ortodox, slav ortodox. Și el spune că poate să se ajungă la război mare, cred că zice chiar mondial, dacă pe conflicte de astea de falie intervin de o parte sau de alta mari puteri sau blocuri. Mm-hmm. Toată lumea astăzi spune că s-ar putea să fim în pragul unui al treilea război mondial. Nu? Dacă NATO îmbrățișează fățiș și cu nu știu ce trebuie să mai facă ca să îmbrățișeze, că deja așa, intră în acest război și nu mai este by proxy sau un război de genul ăsta cumva, ajută, doar sprijină, susține, nu știu ce, și intră direct, atunci da, nu, e un război mondial. Și de aia zic, e interesantă cartea asta. Mi se pare mie că ar putea da niște indicii. Nu știu dacă va fi sau nu așa. O alta care dă indicii de alt fel este cartea lui Atali, cu Scurtă istoria viitorului. Ai văzut că toate istoriile lor sunt scurte? Ale viitorului? Că
Jasein, că și ăsta și Harari are. Ei le doresc scurte, bre. Adică e clar și le doresc să fie cât mai scurte, să le prindă și ei împliniri. Păi și eu, dacă ăla e, și eu mi-l doresc foarte scurt, îți spun sincer. Dacă ăla e, mersi. Nici nu încerc. Înțelegi? Mă dau jos din autobuz înainte de în stație. Nu, nu. Mersi. Da, e, și în asta lui Atali, el are o, tot așa o proiecție, nu-i distopică, dar el o prezintă oareșcum ca realistă și nu e roman. Și el spune, bun, o să fie o ciocneală mare și se va crea o lume, nu numește, nu polarizează, nu zice bipolară, multipolară, zice că vestul, în care el include America, Europa, cred că și pe noi, nu știu, că nu se oprește, zice Europa, Australia, Canada, ce știm, astea vor fi un stat ordonat, adică o zonă ordonată, mă rog, care cu rule of law, cu democrație frumos, în care cetățenii vor fi, mulți dintre ei, ce numește el, hipernomazi, adică vor avea o mobilitate extraordinară în spațiu, vor fi cetățeni globali, numai că globalismul fiind căzut în cap, nu va fi global, ci doar la în zonă, cum ar veni, tot aia, tot cetățeni globali. Și vor fi cu tehnologia, ca jet setterii din anii 20, știi, ca dandy aia de prin 20, așa știi, când au inventat prima dată avioanele, super. Și în rest o să fie nasol, adică o să stea lumea acasă, la ei în curte, în grădină, în restul planetei, niciun om, nimeni nu... Rău, stai acasă, așa, și nu, nu o să fie mobil și o să fie, nu știu cum le zice niște cuvinte, deci, și zice cu, adică are și niște, nu mai țin minte toate detaliile, acum așa este o carte foarte interesantă, dacă poate fi înghițită să fie citită, și spune că va fi un contrast foarte mare. Acolo va fi dezordine în restul lumii. Nu o să fie ca, știi, ca Borel cu grădina și restul e jungla. Deci o să fie chiar așa, grădina lui Borel, Raiului, și, da. Da? Și restul o să fie o junglă totală. Și o să fie și cu criminalitate și cu ceva de speriat. Și totuși o speranță va fi. Ce crezi că va fi speranța? Speranța este că vor fi unii care sunt buni, mă. Mircea. Bun. Și ei vor lucra pentru binele întregii omeniri. Bun, din bunătatea lor. Va fi. Ca un fel de coleg invizibil, dacă îmi permiți o paralelă utopică, așa vor fi. Slavă Domnului că altfel nu știu ce făceam. Deci sunt niște un comitet sau... al celor 300 va fi, zicem așa. Ei sunt și modești, nu fi. Știi, ca Wells, care spunea noua ordine asta mondială, guvernul ăsta global, nu o să vină într-o azi anume mare, care după aia va veni așa, pe șestache pe românești, va veni așa mai încet și nimeni nu va ști niciodată cine sunt cei care au muncit pentru asta și părinții ei fondatori. Nici noi suntem așa proști, mai prinși noi de câțiva. Dar, înțelegi, nu, ei sunt modești, ei stau în umbră. Da. Le fac bine, sunt buni și dedicați. Da. Deci astea două mi se par mie două cărți, sunt convinsă că sunt mai multe, astea mi-au venit mie în cap, care, nu știu, dacă oferă vreun ghidaj neapărat în lumea de azi, dar, nu știu, sunt da, vezi, intenții mi se par la fel ca Orwell și Huxley, mi se par, ca intenții mi se par diferite, adică Huntington mi se pare mai degrabă profetic și Atali mi se pare programatic. El, da, păi el are și miză, că nu lucrează la UE de 1000 de ani ca să nu știe ce spun. Da, ai dreptate. Ai făcut diferențierea corectă, da. Bine, ăla e unul, este cu geopolitica ăsta Huntington, ăsta la altul e și politician, el e cu banii, cu economia, cum știu ce este, el economist, a fost și pe la Banca Mondială ăsta, Atalin. E consilier pe la UE, adică are o dimensiune politică mai pronunțat decât Huntington. Da, foarte, foarte frumos. Da, mie în continuare mi se par, adică știi cum, după veștile negative, nu mă îngrijorează, nu știu din ce cauză, nu sunt așa, nu sunt stresat.
chestiile astea mi se par în continuare niște jocuri de umbre. Nu mi se par relevante pentru omul care stă la el în curte și se uită peste, se uită la apusul soarelui peste deal, așa, și care are rădăcinile în teritoriul ăsta de... Deci, spun o fază cu părintele Iustin. Când au venit atunci Uniunea Europeană, erau speriați câțiva călugări de acolo, ucenici de-a lui, care erau, se ocupau cu calculatoarele, cu nu știu ce. Vin la el și îi spune: părinte, gata, s-o decis, intrăm în Uniunea Europeană, vine Uniunea Europeană peste noi și o să fie, Doamne, ce o să mai... Și părintele râdea și spunea: lasă-mă să vină, că aici le putrezesc oasele. Este așa o seninătate în fața nebuniei lumii. De asta discuția noastră se petrece la marginea lumii. Stăm și ne uităm ca la grădina zoologică. Și faptul că poporul ăsta a supraviețuit, și nu mai ăsta, toate multe popoare au supraviețuit fără țară, fără stat, fără, și a rămas în aceeași unitate, în aceeași legătură cu lucrurile importante, cu pentru noi pământul nu înseamnă, nu e un teritoriu de e o chestie, e pământul în care sunt îngropați părinții noștri, bunicii noștri, sfinții noștri, eroii care au murit la Mărășești, sau adică are o dimensiune sacră. Pentru ăștia sunt cu resurse, dacă au petrol și gaze de șist sau mai știu eu ce trăsnei. La noi altfel, pământul are încărcătură sacră, tocmai că are o chestie de rădăcini sufletești. Adică este o genetică spirituală aici, știi? Nu mai poți băga așa. Mă bucur că tu spui asta și sunt convinsă că unul că e adevărat. Este o speranță mare asta și o sursă de liniște asta. Și cred că trebuie doar să ajutăm măcar pe cei mai tineri. Știi? Există totuși un risc. Riscul este să pierzi astea. Există riscul să se piardă lucrurile astea, da? Pentru că eforturile sunt foarte mari în direcția să se piardă. La noi au început târziu, că noi am intrat în acest lagăr, ca să zic așa, politic, târziu față de când au început eforturile în altă parte. Și pe noi încă ne șochează. Pe alții nimeni șochează, că la ei lucrurile astea s-au întâmplat mai de mult. La noi e încă relativ nou. Și din păcate am intrat și când panta a început foarte repede, să meargă foarte repede și pe o pantă foarte mare, deși sperie, adică avem niște avantaje, că ne prindem, pentru că revoluțiile astea care le fac ei, le fac în spirit fabian, așa, la Wells. Încet, așa, nu trebuie să se prindă lumea, încet. Acum, e clar că se grăbește pasul. De ce? Din nou, putem doar să speculăm. Dar sunt cei... O teorie ar fi cu graba asta, ar fi o teorie, ar fi că ei au un timing, adică și-au făcut un program, de aia zic Agenda 2030. De ce și-au făcut? Da, din nou. De ce? Da. De ce e obiectiv pe care și l-au propus. Nu știu de ce. Au niște... De așa și-au propus și să nu mai fie război și nu s-au ținut de cuvânt. Că din poate să nu ia act de faptul că lumea mai face și altceva. Mai fac un BRICS. Nu zic. Și asta, exact. Adică sunt bine, sunt și explicații sau speculații oculte pe tema asta. Dar de ce? Dar de ce așa? Care nu vreau să intru eu în ele, că nu. Da, cred că știi și tu, se fac speculații despre de ce. În termen de expirare a unor lucruri, nu știu. Dar chiar așa, privind, nu știu, la nivelul ăsta de ziar, adică niște neliniști erau, niște potențialul asamblării părții adverse, să o numesc așa, în diverse instituții sau organizații cum e asta, adică crearea unei opoziții. Lucrurile astea se vorbesc inclusiv la think tank-urile lor și așa, nu se pune problema. Și asta se pune problema. Acum se scrie, nu știu ce, care din think tank-urile astea, dar unul mare din America, deci nu ceva, uita cum se numește, uita care din el. A făcut o lucrare, un raport destul de mare despre cât de important este
pentru Occident în sens larg, să ce se întâmplă în Ucraina, care e soluția, care este finalul acelui război în raport geopolitic. E de mare importanță acel loc. Nu e, cum să spun, e doar ce zic ăștia rușii, că pentru ei este existențial. Se pare că are importanță foarte, foarte mare și pentru Occident. Adică se discută foarte multe lucruri și probabil că na, acum cumva de aia se grăbesc. Dar revenind la noi și la ce spuneai tu, că voiam să spun că se fac totuși. Există riscuri care se creează prin aceste comportamente, adică prin măsurile care se iau. Este totuși un asalt foarte mare. Cum adică tu dai suveranitatea națională, vine ăla și dictează la mine în țară? Sunt lucruri. Educația, toate astea se întâmplă, și atunci, da, nu știu, pe mine, eu mă îngrijorez așa că sper să nu dureze mult toată nebunia asta, sincer. Și să nu apuce nimeni să facă un rău iremediabil pe undeva. Asta este teama mea cea mare. Că pare a fi o disperare mare, pare a fi o nebuneală foarte mare. Și mi se pare că disperarea asta le arată slăbiciunea lor mai degrabă. Mie asta mi se pare. Adică ei nu mai pot face mult rău, chiar și din slăbiciunea aia. Da, da. Pot face foarte mult rău, tocmai că cineva la disperare face lucruri nebunești. Se vorbește acum cu arme nucleare, cu din alea, nu? Adică se poate face rău. Și atunci, deși eu știu ce spui tu și poate că nu ți afectează încă vaca din curte, nu? Încă n-a venit să spună că nu mai e voie să o ai și așa. Însuși faptul că își propun, pe mine mă revoltă și mă irită extraordinar ca cetățean. În primul rând, e o resursă foarte bună, indignarea, e o resursă astăzi foarte bună, pentru că oamenii s-au anesteziat mulți și nu mai au curaj sau nu mai au nădejde că se pot care vreun efect indignarea asta. Ei, indignarea asta face parte din acea gândire, din acel discernământ, din acea gândire critică necesară omului de astăzi, știi? Pentru că dacă tu înțelegi ce se întâmplă, Nu intri tu ca actant de partea lor în povestea lor. Ei creează o poveste. Sigur că sunt anumite lucruri care sunt periculoase, care sunt. Dar pe asta nu le poți tu controla. Adică de asta nici nu trebuie să te îngrijorezi. Nu mă îngrijorez că dacă au de întâmplat, o să se întâmple, știi? Ei, în schimb, nu iau în calcul ăștia care țes chestiile globale. Nu iau în calcul acele imponderabile ale istoriei care țin de Dumnezeu mai mult. Adică nu pot ei calcula totul. Nu pot nici măcar. Eu nu știu dacă ei sunt înțeleși cu BRICS-ul, ca zic așa. Nici nu mă interesează până la un punct. Pentru că eu îmi dau seama că ei nu sunt înțeleși cu Dumnezeu. Asta e o problemă. Și că eu sunt absolut convins că Dumnezeu o să îngăduie să întâmple lucrurile care trebuie să întâmple aici, știi? Pe care putem noi să le. Câteodată Dumnezeu îngăduie și un război ca să trezească lumea, să trezească dormire. Înțeleg bine ce spui. Mie, adică e o liniște, asta ce spui tu, îți dă o liniște, fără discuție. Eu cred că nu știu, și poate din temperament, dar pe mine mă enervează extraordinar de tare când sunt deranjat. Păi să te am și eu liniștită, pe cuvântul meu. Adică vii tu pe cuvântul ăsta, mă scoate din sărite chestia asta. Eu nici trebuie să știu că există ON. Ce treaba mea cu ON? Vorba ta, da la mine în curte frumos, nu mai duc, mai dau la găini, la rațe, mi-au ieșit cireșele. Adică de ce... Și să simt așa ca o, știi, ca o apăsare, ca o sufocare, că nici nu pot să o ignor. Realmente nu pot, nu-i firea ca să o ignor, știi? Ea vrea să intri în curte, asta e problema. Vrea să intri în curte, vrea să intri sub piele, vrea să intri în educația copiilor tăi, are One Education acolo. Adică deja a devenit, ok, știi cum e chestia, nu știu, e chestia asta, bă, unii fură și fac schimb cu bani și fac afaceri și... Și tu, au făcut de când de lume. Ce spun, bă, mamă, nu știu, asta cu anticorupția mi se pare uneori o glumă. Adică și ce ai făcut? Adică bine, ați schimbat voi acum, nu o să mai fie corupție. Și toți politicienii o să... Ok, super. Anunțați-mă și pe mine, sunt la o bere, anunțați-mă când ați rezolvat.
Dar asta e altceva ce se întâmplă. Acum asta chiar mi se pare că vine peste mine. Asta mi se pare că vine peste mine și peste, nu știu, lucruri. Nu știu cum să zic. Nu mi se pare că mai e de ignorat. Nici nu trebuia noi să, adică noi nici trebuia să auzim. Nu am citit agendele astea până când n-am început să le citesc, să mă uit ce în ele. Nu știu cum să spun. Adică pentru că nu. Ci guvernul meu, e la mine în țară, de ce trebuia să mă intereseze pe mine? Știi? Și asta spun că e o sursă de liniște ce spui, dar n-aș recomanda totuși ca oamenii să nu se uite deloc. Să spună nu. Eu aș zice totuși că e important și să ne uităm. E important și să știm, ca să putem după aia să întrevedem prin ceața de cuvinte înfiorătoare care e în aceste hârtii și în aceste declarații, să știm și noi cam ce știm. Că după aia vine la tine și spune niște cuvinte de astea frumoase și tu habar n-ai ce ți-a spus și zice, a, da, sună excelent, eradicarea violenței și a sărăciei. Super, este ca la Miss Univers, când zic alea, ce-ți dorești el mai mult? Louis Vuitton, pardon, nu, pacea mondială. Apropo, știi că Gorbaciov a făcut reclamă la Louis Vuitton? Era cu o pată sau nu? Păi, deci e perfect, trebuie să admiți că e perfecțiunea asta. Am râs mult, nu mi-am imaginat. Mă rog. Deci el și cu, și cu fetele care câștigă la Miss Univers pacea mondială. Deci trebuie să fim totuși un pic atenți, știi, un pic. Nu vreau să intrăm în, adică nu recomand o vrie, o nebuneală, să te sperii, să nu știu ce. Și din nou, repet, până la urmă e așa o competiție acum că nu știu. Absolut. Levana, eu asta vreau să spun, ca soluții sau ca poziționare, da, în războiul ăsta. Eu consider că războiul ăsta e unul spiritual. Pentru că e un război al narațiunilor și narațiunile astea afectează profund așezarea omului în lume. Pentru că noi oamenii funcționăm după narațiuni, adică dăm importanță obiectelor și vieții noastre după povestea pe care ne-o spune noi despre viața noastră. Și de asta e un război puternic al narațiunilor. Și asta mi se pare cel mai periculos și de asta ce zici tu e foarte adevărat. Trebuie să fii, să înțelegi, să li vezi de la distanță, să ai oameni în turn care se uită cu binoclu să vadă narațiunile lor care vin și care ți le servesc, ți le poartă pe sub nas și să ai oameni care îți fac hermeneutica realității, să ți explice ce se întâmplă în cadrele firescule al discernământului, știi? Pentru că ei îți spun, cum ai spus tu, să eradicăm, nu știu ce, sărăcia, să... Nu vrei tu să nu mai fii poluare și din cauza asta să mergi numai 15 minute, dacă e mai încolo îți trebuie permis special. Adică toate lucrurile astea vin cu niște povești și e suficient în războiul poveștilor să-i arăți că împăratul e gol, că e mincinos, că e o canalie și că și cu omul de știință este un neopăgân de fapt, cu inclinații narcotice sau tantrice sau mai știu eu de care, că asta se întâmplă, că fondatorii acestei povești care ni se vâră pe sub nas. Și atunci, exact, dacă oamenii sunt conștienți decât că e război, măcar să știe că e război, asta vreau să zic. Adică, unii nu cred. Război, dar sunt ei, nu știu cum spun. Adică, teritoriile cele mai importante vizate sunt teritoriile din mintea oamenilor. Asta se vizează acum. Și pentru și știi ce, e foarte important. Și pe sufletul lor, și pe inima lor, și pe toate astea, pe toată puterea lor. Pentru că în momentul în care ai cucerit un om cu narațiunea, l-ai convins, omul ăla devine combatant, militant al lui, al narațiunii respective. Sau se supune, fără să facă nimic, că foarte mulți oameni sunt extrem de apatici, abulia, apatia, astea sunt deziderate. Adică în pofida faptului că ni se spune că, mamă, să fim cât mai boneghiși toți, nu. Apatia, abulia, astea sunt ce se dorește. Boneghiști pentru drepturile delfinilor sau mai știu doar ce. Doar nu pentru ce trebuie. Da, adică, nu pentru istoria. Nu. Da. Agenda spune că trebuie să cetățenii să devină cât mai implicați și mai responsabili și să cum
ce n-am participat noi la guvernare în țările noastre până acum, să vezi la guvernarea globală cum o să participăm. Însă, deci direct, mergem direct la ONU toți și participăm. Asta ne așteaptă, da? Bineînțeles că nu e. Dacă, altfel ne-ar fi zis și nouă, nu? Ne zicea mai mult. Dacă voia să ne antreneze. Deci oamenii să înțeleagă că totuși e o problemă, e un război, că se mizează pe undeva, într-un fel sau altul, pe apatie, abulie, nici măcar să nu știe că e război și să nu știe nimic despre toate astea. Pentru că e atât de imensă agenda și în toate direcțiile și pe toate planurile, încât nici nu știi, dacă tu nu știi, nici nu știi că ți s-a propus și ce ai făcut. Că tu n-ai știut că ea există. Înțelegi? Adică să fie puțin mai atenți. Fii atenți. Da, atenți. Da. Să știi, exact. Chiar dacă ești liniștiți în inima lor că nu se poate întâmpla niciun dezastru mare, să știe totuși în inima, bă, e o problemă. Sunt niște absolut, forțe absolut. Aveți asupra că care se bat. Există un simț al adevărului grozav. Eu iubesc poporul ăsta, sunt terminat. Fii atent. Da. Este faza aia tare pe care o povestea la un moment dat, nu știu cine, Dan Puric sau așa, când a fost cu gripa aviară. A întrebat pe mătușă, adică matale, ce ai înțeles asta cu gripa aviară? Ce crezi că a fost gripa aviară? E, ce să fie, maică? Niște oameni în albi care mi-o moară mie găinile. Deci, îți dai seama? Deci, absolut! A făcut un rezumat foarte bun, care nu mai trebuia să explici că e conspirații, că e neconspirații. Nu, asta era de fapt gripa aviară. Ai văzut că vine din mama. Gripa aviară. Ai văzut-o? Sigur, există mode. Deci din când în când trebuie să mai apară. A apărut în Texas. Eu când am văzut poza în ziar, zic, mama, asta e Ebola, mi s-a făcut rău, zic ăștia chiar. Deci că avea sânge în ochi. Nu, era doar gripa aviară. Sunt vreo patru așa. Și a mai apărut și în Mexic, acum după alegeri. Așa e Feng Shui uneori. A ieșit și în Mexic un caz. Și din slavă Domnului că nu știu, a făcut Moderna vaccin. Aoleu, bine că am zis, mamă, îți dai seama. Deci are Moderna deja încheiat cu statul american, acolo au bătut palma, au ăia vaccin, frate, nu mai așteptăm ca niște tâmpiți, 2 ani de zile sau am așteptat să fugim care pe la Făcăieni, care pe la Făurei, să ne... Nu. O să fie. M-am liniștit. Dar nu, nimic suspect aici. Da. Cu aviară, da. Ca să știe de când vine aia în alb să cu găinile, să știe de unde îi să trage. Asta vezi că ei au un simț al adevărului din cauza că trăiesc într-o așezare firească, în legătură. Adică au un bun simț. Este un simț al cumpătat al omului care trăiești în perimetrul lui și are înrădăcinat în spațiul lui, dar nu înrădăcinat, cum să spun eu, feng shui emoțional sau mai știu ce. El are o tradiție de viață și de a simți și de a înțelege de sute de ani și asta se transmite. Că vezi, practic, soluțiile la toată problema asta care vine, soluțiile sunt, ți le sugerează ei. Adică dacă l-asculti pe Russell, care spunea că cea mai mare problemă pentru toată guvernanța asta globală, și el spunea asta în 56, în chestia aia cu știința în societate, spunea că cele mai mari probleme sunt religia și patriotismul. Da. Deci orice tradiție spirituală, că este vorba de nații sau că e vorba de religii, sunt pericole pentru că pe tine te înrădăcinează în vechi și în transcendent. Te unești și pe orizontală și pe verticală. Și ei trebuie să dizloce asta. Deja noi asta facem. Ia să facem asta. Da, există adâncim, deja adâncim asta. Tu dacă vrei să faci alta, evident că trebuie exact să o dezrădăcinezi pe cea existentă. Și nici pe aia nu poți, pe cea existentă nu poți dezrădăcina brusc și cu ușurință. Repet, sunt zone din lume în care se face de mult, în diverse feluri și programatic și cu agenda și toate hârtiile și tot s-a scris, bun. În zone ca a noastră, lucrurile nu s-au făcut până acum. Și nu poți să vii să faci asta, că îi bagi pe oameni, adică doar dacă aplici metode brutale, mai degrabă de a la Orwell decât a la minunata lume nouă.
De exemplu, pași și situații de urgență și stă toată lumea în casă că vine, nu știu, bombardat de la ruși, zic și eu. Deci ideea e că... Pe de altă parte, când se creează o forță, chestii dură împotriva tuturor, adică nu prin soft power, ci printr-o chestie foarte, nu știu, cum a fost la noi comunism sau așa, creezi o reacțiune. Adică când creezi o forță, ai și forța opusă. Și câteodată un eveniment de ăsta are această chestie grozavă de a structura forțele bune dintr-o țară. Eu asta am văzut în pandemie. Au ieșit glasuri grozave, oameni care nu știu unde stăteau până acum și care au mers până la capăt și acum sunt în continuare activi, știi? Adică niște evenimente rele te face să te structurezi. S-a simțit lupta, știi? Că, adică lumea a ieșit din abulie, lumea a ieșit din apatie. A fost o agresiune prea mare, știi? Adică ce, n-au reușit, oamenii nu s-au mobilizat neapărat pentru cauze civice, nu știu de care, mai ales injectate așa diverse. Aveam diverse probleme de, nu știu, corupție sau. Însă, adică era o efort mare să mobilizezi. Aici lumea a simțit pe pielea ei și eu cred că este un lucru foarte bun despre români. Adică eu sunt absolut de acord cu tine. Teama mea aia, așa este totuși să fie conștienți, adică să nu știi, vezi, că sunt și unii care nu se prind. Știi? Da, clar. Eu căzut la noi, îmi place foarte mulți și sunt mulți fermecați de cealaltă cultură, da, de cultura. Sunt fermecați de sclipiciu de la suprafață, pentru că nu știu restul, pentru că oamenii nu sunt, cei mai mulți oameni nu, cred eu, nu aderă știind totul ce e acum. Nu, aderă la ce vezi la suprafață. Nu știu, și eu și o superficialitate asta și de percepție. Oamenii au și altă treabă, Mircea. Oamenii își cresc copiii, vor și merg în vacanță, sunt tot ziua la serviciu, nu știu, înțelegi ce zic? Adică trebuie să fie așa ceva și sună bine, nu? Până la urmă, nu, suntem capitalism, avem mașină, ce eu nu critic pe nimeni. Cum să spun? Dar ca să simtă că toate astea sau că sub astea, nu toate astea, sub astea așa care par foarte, nu, sunt, nu știu, clocotește ceva acolo, se întâmplă ceva acolo, știi, lucrurile astea, dar trebuie să scape așa, măcar ocazional, din când în când, să mai te uiți un pic și să mai fii atent un pic, că se fac niște lucruri. Eu de-aia am scris despre summit-ul ăsta, știi? Am văzut că nu zice nimeni, adică n-am văzut să se spună în presa mainstream sau să se facă o, nu știu, ceva la televizor, nu, că au talk show-uri. Bă, hai să zici, ce fac ăștia? Că marea majoritate au nici n-au citit acele țeluri de dezvoltare sustenabilă și în ce constau ele. Să le traducă cuiva, cineva pe românește, la oameni, la televizor, nu, că sunt atâtea. Și alea din agenda 2030, nu? De alea zici. Da. Că degeaba le citește acolo. Repet, dacă le citește acolo, este radiografia unei utopii. Da? Adică, din nou, trebuie să explici la om, dacă sună atât de bine, șansele să fie real sunt zero. Că nu se poate. E o utopie, da? Nu există. Dacă asta înseamnă utopie, nu există. Deci, hai să le desfacem puțin, hai să vedem tot ce înseamnă, știi, cât de cât. Hai să vedem. Că poate e bine. Deci eu n-aș vrea să nu mai fie război. Ba da. Și, da. Hai să vedem totuși ce înseamnă. Și atunci, știi, să se uite lumea puțin, că eu nu vreau să ne liniștesc prin, știi, prin intervenția asta a mea sau să, știi, dar ce spui tu mi se pare și cea mai bună atitudine interioară față de asta, care n-ar trebui să exclude atitudinea exterioară de protest, dar atitudine interioară este cea. Sunt de acord cu tine, absolut de acord cu tine. Dar eu asta și cred că ca să poți avea un protest care să nu te, care să aibă o eficiență, trebuie să pornească dintr-o așezare interioară bună. Știi? Da. Eu asta am când în pandemie, când făceam proteste și eu m-am fost implicat cu starea de libertate și cu asta, întotdeauna am spus treaba asta. Când mergem acolo, trebuie să avem un text
o proclamație, o ce vrei tu în 5 puncte, pentru că altfel suntem o masă amorfă care învârte niște microfoane sau niște portavoci. Trebuie să avem un mesaj clar, coerent, care să pună lucrurile în ordine. Și am lucrat la niște texte întotdeauna când făceam asta, ne adunam și făceam niște texte ce anume vrem, care sunt problemele care le ridicăm. Și am văzut că lucrul ăsta nu se întâmpla în Franța, de exemplu. Deci în Franța nu aveau lideri, proteste fără lideri și proteste fără mesaj. Erau doar niște pancarde. Nu poți așa să ieși un milion de oameni pe stradă și să n-ai un document, o chestie care să așeze apele. Modul de protest în Occident, dacă te ai văzut. Deci, atunci când a fost un protest oareșcum clasic, în sensul că era sindical, când a fost cu Gilles Jean, au avut manifestări clasice, să le numesc așa. Dar când ai un protest din ăsta care este, ca zic așa, conspiraționist, pentru că tu vii și spui nu. Eu nu protestez în împotriva faptului perfect fățit și scris în lege că mai iei 5 lei la taxe. E clar, nu discută nimeni, dar acum e clar, sindicat, frumos și admir pe francezi pentru că au această cultură în continuare. Când eu zic și zic nu, tu ce scrii acolo e o minciună integrală. Deja ești într-o zonă în care tu ești eliminat sau se încearcă eliminarea ta completă din discursul public, tu ești practic delegitimat în toate felurile. Atunci se adoptă tipul ăsta de protest ala, cum să zic, ca să nu zic, cu telefoane, cu cântecele, cu noi dansăm, cu copiii pe umăr, ai văzut cum se fac astea? Da. Seamănă altceva și pe mine mă neliniștește profund, pentru că eu nu înțeleg cum ești furios, dar totuși nu ești furios. Am o dificultate. Pentru că nu se exprimă o revoltă. Eu n-am ieșit acolo să mă plim, n-aveam ce să fac într-o duminică după amiază și am ieșit cu bicicleta și cu copil, dacă aștea să mi fix și niște flori la bicicletă și cu un latte. Să mă duc să protestez că eu cred că cineva vrea să-mi facă ceva fatal. Și faptul că s-a împrumutat acest tip de care pe mine, nu știu, am o vârstă, am o altă formație, pe mine mă scoate din sărite, îți mărturisesc. Știi, și cu minițe și cu muzicuțe și cu batul la fel și tu e foarte coreografiat. Nu știu câtă lume atragi cu asta, pentru că nu e sentimentul corect, nici nu știu cum să spun, e ca povestea aia, nu știu, practic în alte părți, moare cineva și noi ne întâlnim și râdem și punem filmulețe cu el și ce frumos a trăit. E de plâns, a murit, acum e momentul să jelim. Vezi, sunt aceste alunecări așa care se întâmplă de foarte multă vreme în Occident. Poate ei se simt bine așa, nu știu, la mine nu e, la mine nu se pupă. Și când le vezi așa, înțelegi, nu prea e ca o ineficiență, pentru că până la urmă tu cu ce ameninți? Că asta înțeleg eu, nu ești niște oameni să amenințe autoritatea. Bă, nu faci bine ce faci și nu-s de acord cu tine. Ce faci? Îi cânți la aia, la autoritatea? Îi mai cânți, îi mai zdrângănești, îi faci o serenadă? Sau îi spui ceva, bă, sunt un adult, nu cânt niciun cântecel? Da? Sunt un adult, am înțeles, eu cred că asta nu e în regulă și tu cum o să-mi explici foarte repede ce faci tu aici, pentru că eu nu te cred. Ce e deja foarte, foarte grav dacă nu te cred pe tine. E, asta în Franța și în alte părți așa s-a petrecut. S-a petrecut așa ca un fel de dans, așa era o chestie, știu, un fel, nici nu știu, e foarte diferit de ce înțeleg eu din că ar trebui să arate. Eu știu. Am văzut tipul ăsta de manifestare și la noi molipsită, știi? Vreo 10 ani m-am făcut în fiecare an marș împotriva avortului, o mișcare națională. La un moment dat au intrat în marșurile astea curentul ăsta, să ieșim cu baloane, să cântăm chestii, că e un marș pentru, nu e un marș anti, să fie un marș pentru copilărie. Eu fel și nu mă simteam la locul meu acolo. De oameni, nu să protesteze autoritatea aici, ce să facă, să interzică avortul ăsta, știi că nu se va întâmpla. Motiv pentru care tu, într-un marș ca ăsta, tu vrei să-i atragi pe oameni. Și poate că e mai potrivit un pic, dar când tu faci un protest de protest, adică eu protestez, nu încerc să conving pe unii să le spun, măi, nu e bine. Știi? Poate da, așa. Da, da, da.
Dar dacă eu mă duc acolo să zic, băi, hey, hello, nu pot să zic, hello, is it me? Mă duc și eu mai nervos, așa, mă duc mai, nu vreau violență, îți dai seama, dar nici așa. Tu ce zici, că dacă te duci cu baloane și cu copii la o de asta, poate că, nu știu, nu-mi dau seama, dar îmi imaginez. Bun, o să faci, te celebrezi copilăria, dar la un moment dat, hai să ne întoarcem la partea cu avorturile care sunt 1.000.000 pe an. Adică, da. Știi, dacă e așa ceva, atunci e o problemă. Și atunci sunt revoltat că se întâmplă treaba asta și hai să le separăm, hai să facem una cu copilăria pe 1 iunie sau mai știu eu când, când e vorba de o chestie disemnalizată, o problemă mai serios, gravă. Așa, da, sunt de acord. Da, sunt de acord. Da, știi? Serios, așa. Dar asta zic, am văzut tipul ăsta intrând și la noi în ideea asta, să fim zâmbitori, să fim pro și nu contra. Da, înțeleg cum ar putea justifica orice chestie, știi? Dar e non-combat, e un non-combat de asta nesănătos. Eu nu propunea nimeni combat, Mortal Kombat, știi, la baionetă. Ci era vorba de a spune adevărul respicat, ca să arăți hotărâri, ca să arăți siguranță. Este o infantilizare, asta e una din expresiile ale infantilizării. Mă, dacă eu, om adult, mă cert cu un adult, am o problemă cu un adult, nu un protest, nu guvern, nu om din viața mea, îi cântru ăla când te cer, îi aduc baloane. Păi sunt un adult, am o problemă cu tine, îți explic argumentele mele și s-ar putea să ridic și tonul. Nu te supăra pentru că mă enervez și nu sunt de acord cu tine și cred că n-ai dreptate și îmi faci un rău, consider eu. Păi cum mă cer cu tine cu balonașe și cu telefonul, îți fac... Nu, este infantil, nu știu pentru cine e asta, pentru ce tip de civilizație asta. Adică nu e nici măcar ala Gandhi. Că erau oameni foarte serioși acolo în cultura lor, ai cu totul și cu totul și cu totul altceva. Adică ce e asta? Și uite-te puțin că, uite ce se întâmplă acum în universitățile americane, da? Copiii acolo, nu? Pe conflictul din Orientul Mijlociu. Copiii acolo se duc cu modelul ăsta, că nici nu știu un alt model. Sunt mai mult sau mai puțin pașniși pe acolo. I-am împiedicat autoritățile faptul că ei sunt pașniși să vină să-i trosnească, de zici că erai la protestele cu Vietnamul? Nu. Adică eu stau acolo pașnică și cânt frumos și îmi pun copilul pe umeri și vine un jandar și mă dă afară sau îmi trântește o mască sau îmi dă cu nu știu ce fâs. Păi nu, stai că pe ok, deci tu vii în continuare cu ăla, cu plexiglasul ăla în față și cu cască și arăți ca un robocap acolo că i-am îmbracă și pășcă de pe cuvântul meu. Și eu la în fața ta, nu înțeleg, mi se pare neserios. Nici n-aș putea să merg la așa ceva, te rog frumos să mă crezi, pentru că mi se pare neserios. De ce-s copil mic? Am venit să zâmbesc la tine, să-ți cânt cântecele sau ce? Nu am niciun cântecel, cântă acasă la copilul meu, nu ție îți cânt eu cântecele. Ție vin să spun, bă, calmează-te, vezi că ai niște răspunderi, dar trebuie să-mi explici ce ai făcut aici, că eu nu te cred pe tine. Și când eu nu te cred pe tine, nu e ce zice Schwab, că nu este mutual. Asta nu e o chestie reciprocă. Important este, cred eu pe tine, nu tu pe mine. Tu pe mine nu mă interesează dacă mă crezi. Eu sunt poporul, știi, ești guvernul meu, eu te-am ales și te plătesc. Eu trebuie să te cred pe tine. Dacă nu te cred, ai o problemă foarte mare. Nu-mi zici tu mie că asta e o chestie grozavă, știi? Adică nu trebuie omul, toată lumea să înțeleagă că poporul este generatorul de credibilitate. Adică el generează, el îi acordă credibilitate celorlalți, legitimitate. Bineînțeles. Și nu se întâmplă în alegeri, ci se întâmplă atunci când e o decizie greșită, adică când e o problemă greșită, atunci ai... E o chestie de răspundere, astea sunt raporturile. Astea sunt raporturile dintre noi și nu știu cine sunt guvernanții de fiecare dată. Nu, astea sunt raporturile dintre noi. Nu, tu are guvernul 3 care îi susțin, îi scoate pe aia și e gata, s-a terminat. Uite, am și eu pe cineva care ține cu mine. Păi nu e așa, pentru că trebuie să fie majoritatea, că de-aia e democrația, am uitat. Acum nu mai voie să fie majoritatea, acum se lucrează pe mici minorități inițiate. Hai că da, sunt... Mai când mă gândesc la aia cu telefoanele și uite așa mă cu o căldură de... Da.
Da. Dar revenind și așa, da, asta e, ce spui tu e perfect adevărat. Deci trebuie să fii bine înfipt în inima ta și așa în asta și restul sunt. Trebuie să fii înfipt în adevăr și să ai un discernământ și să fii în tradițiile în care ești tu puternic, adică în credința ta și în țara ta, astea sunt două, și în neamul tău, astea sunt două direcții care îți dau ție forță și care te pun într-o poveste, în povestea adevărată, știi, în povestea, da, practic e o întoarcere la povestea aceea, știi că nu există nicio, este o vorbă a Sfântului Ioan Gură de Aur, spune o chestie, în afară din învierea lui Hristos, nu există niciun lucru nou sub soare. Și asta e o chestie foarte importantă, că știi, adică apropo de schimbarea omului și de nu știu ce, la un moment dat când m-am convertit, când m-am întors spre biserică și spre Dumnezeu, a fost un moment în care am înțeles ceva despre înviere. Știi, toată lumea spune Hristos a înviat, adevărat a înviat și poate fi doar o obișnuință de limbaj. Am înțeles la un moment dat, citind, acum nu știu câți ani, că învierea lui Hristos nu a fost o resuscitare a unui cadavru. E foarte importantă. Ci este începutul unei noi forme de existență. Și e un shift ontologic. Și ăsta e shift ontologic fără de moarte a firii umane. Firea umană poate avea shift-ul ăsta ontologic. Și ăsta ți-i promis ție, ți-i promis mie, ți-i promis celor care merg, care îl se unesc cu Hristos, care îl iau pe el, știi? Și adică vestea bună în toată chestia asta e că există, dacă te poziționezi în am mai zis treaba asta. Noi trăim creștinii, trăim într-o poveste cu final cunoscut. Noi știm începutul, de la început a făcut Dumnezeu cerul și pământ, știm finalul. Și acum contează doar să rămâi în barca asta, ca așa pe ansamblu. Pentru că finalul este cel cunoscut și Apocalipsa asta nu este o, este o venire a unui alt veac, acelui shift de existență. Nu mai este doar la nivel personal, ci la nivel cosmologic, sau cum vrei să-i spui. Atunci n-am decât motive de optimism, un optimism realist și un fipt în pământ, clar, fără dat ochii peste cap sau nu știu, dar... Dar ție acum, lucrurile care se întâmplă acum, tipul ăsta de precipitare, ție, din această perspectivă, ție îți spune că s-ar apropia acest moment? Seamănă, adică eu prea puțin pot să nu pot să spun că am un discernământ cel mai copt, știi? Dar îmi dau seama că chestia asta, centralizarea unei puteri, seamănă foarte mult. Nu știu dacă asta sau alta, că în istorie au mai fost centralizări de puteri, știi? Și de exemplu, Nero a fost numit anticrist în epoca lui. Au mai fost și alți anticriști, numiți anticriști, știi? Ca mergători înainte ai finalului istoriei pe bune, știi? Dar nu știu dacă ăsta e finalul istoriei, dacă o să fie peste 5 ani sau peste 500 de ani, nu știu treaba asta, dar tipologia asta se întâlnește la mari tirani. Acum ce observăm este că mari tirani au astăzi la îndemână mijloace tehnologice și geopolitice pe care Nero sau alții nu le-au avut. Și lucrează la nivel global, nu la nivel local. Exact, adică mari imperii au mai existat. Au mai existat mari imperii, dar atât de mari n-au mai existat. Da. Și atunci te poți gândi că există aceste profeții, că va veni un anticrist care va face o prigoană de 3 ani jumate pe pământ și și că va pune o pecete tuturor oamenilor și fără ea nu vei putea cumpăra și vinde.
Adică astea sunt iarăși lucruri din apocalipsă, știi? Adică sunt scrise ca profeții. Dar finalul este... Lumea comentează în sensul ăsta pentru că identifică aceste, să numim, coincidențe sau... Exact. Știi? Da. Exact, ăștia clar sunt niște prieteni ai unui viitor anticrist. Nu știu dacă o să le meargă planurile acum. De exemplu, mie cu pandemia mi se pare că nu le-a ieșit treaba bună și că sperau la mai multe și că sunt dezamăgiți și că o fereastră de oportunitate s-o cam închis. Și mie mi se pare la fel. Eu mă aștept acum la nivel global la o rotativă, la o schimbare de paradigmă în bine. La asta mă aștept eu. Nu știu dacă asta o să se întâmple. Îmi place și mie să cred asta. Simplu fapt că nu mai e doar o agendă, eu mă bucur. Adică nu știu ce va fi. Mă întristez când văd discuții că e același lucru și eu știu, sper să nu. Dar însuși faptul, știi, că pare să că sunt mai multe păreri la nivelul ăsta care e foarte mare, înalt și unde se iau decizii, tot e un lucru care îmi dă o speranță. Mărturisesc că da, și mie, adică ce va fi, nu știu, dar na. E diferit față de acum. Adică compar cu 2020, de exemplu. Deci pentru mine a fost, nu vreau să mai trăiesc vreodată. Știi, pentru că nu părea că e nimeni nu ieșea din linie, e incredibil. Absolut toată lumea. Da, da, asta a fost înfiorător. Sincronizarea la nivel de... Faptul că deci pe mine aia spun, pentru mine a fost. Așa că acum când totuși mai zic unii altceva, mai nu știu, parcă totuși mai știi, te gândești. Da. Da, am văzut acum recent în Telegraf, în Telegraful ăsta englezesc, chestii că se pare că vaccinurile au contribuit la mortalitatea, la creșterea mortalității globale. No. Da, în Telegraf, articol, îți trimit link-ul. După aia, într-o sursă de asta .gov americană, că îl cheamă la audier pe Fauci pentru faptul că măsurile au fost neștiințifice din pandemie. A venit și a zis. Acum, recent. Da, a văzut, a venit și a zis. Da, a venit acolo și a zis că n-avea niște date, dar s-a gândit el așa, e empiric. Exact, exact. Că iarăși că a spus chestii false, că n-a finanțat niciun gain of function și l-a finanțat. Ei, da. Acum, apărând chestiile astea, se vede cred că și-au dat seama că nu pot să strângă prea mult șurubul pentru că plesnește. Și atunci cred că mai dau drumul la presiune și de asta mă aștept la o schimbare de măcar pentru câțiva ani, s-o permit să aibă o poziție controlată pe care să o pună în funcții. La nivelul american mă refer, nu știu, în rest, nu la geopolitic. Bine, la nivel naționale, da, probabil că se vor face încercări. Italienii au pe Meloni tot așa o poziție de asta controlată, crescută la... Da, dar la nivelul ăsta mare e foarte ciudat, adică tocmai de asta, pentru că tot ce spunem noi aici, eu și eu cred exact ce spui și tu. Și cu toate astea constați că la nivelul ăsta centralizat, unde se iau deciziile de control centralizat, e apasă pe accelerat. Pe mine asta mă știi? Adică Da, și o antrenare a celor care le sunt aliați, pentru că sunt persoane, nu sunt țări. Nu a întrebat nimeni, sunt persoane din țări. Nu? Niște persoane din niște țări. Și ca să mai dea și un semnal de prietenie veșnică, îl aduc și pe partenerul strategic. Pentru că e ciudat, adică în țări lumea se uite, în Japonia, de exemplu, am o prietenă care locuiește în Japonia, care s-a vaccinat, a fost foarte cuminte, a purtat mască. Bun.
și care acum e foarte supărată pentru că la ei are o admirație extraordinară pentru Japonia și guvernul lor, pentru țara aia și cultura lor, cum sunt ei așa serioși și știi? Și ia în serios ce face autoritatea, ca și ceilalți, ca și japonezi, ei româncă, dar ca și japonezi e foarte obedientă și foarte cu respect pentru autoritate. Japoneză. Nu, aici nu era așa respectoasă. Uh-huh. Și acolo ea a zis că când au fost acum aceste audieri și a apărut doctorul la mare de la ei și a pus întrebările și nu știu ce, ea era extraordinar de speriată. Pentru că doctorul, adică ei au crezut și atunci și îl cred și acum, pe la care zice contrariu. Pentru că ei sunt un popor care e loial și crede în guvernul lui. Și i-au crezut atunci, așa cum îl crezi și acum. Și un blocaj imens. Înțelegi? Că ce faci cu această informație acum? Și tu ai problema asta în țara asta, ai problemă în țara aia, în țara aia, toată lumea vorbește și tu la ONU, în loc să spui, băi, hai să vorbim un pic de chestia asta, că știi, tu ce spui este treci în agenda ta accelerată pentru septembrie 2024, că e extraordinar de importante ca toată lumea să aibă vaccin. Nu este așa cum se întâmplă pandemia aia care vine, că se pare că mai vine una, știu ei, și să aibă toată lumea vaccin instantaneu. E posibil așa ceva? Tu n-auzi ce vorbește lumea asta toată, ăla în Japonia, Fauci pe acolo, toată lumea publică ăștia. Tu nu iei în calcul și faptul ăsta? Adică tu mergi așa langa, că nu, hello, nu. Deci între timp, meanwhile, s-a întâmplat asta și asta, ne clarifici și tu să iasă la și să spună, domnule, da, uite, au fost studiile astea, ceva, nu. Nu, toată lumea își dorește să aibă vaccin din secunda în care are un pic muci, mă scuzi. Asta e tot ce spun eu. Că de-aia zic, și e ciudat această disonanță, discrepanță, că la nivel local, în țări, se întâmplă lucruri, nu? Cât de cât, întrebări, nu știu ce, populațiile sunt neliniștite, iar tu la nivelul cel mai înalt, niște oameni la nivelul ăla. Că nu știu pe cine reprezintă propriu-zis, că eu nu știu pe cine reprezintă, de exemplu, ăsta, Schwab. Pe nimeni. Pe el și pe soția lui și pe copiii lui. Înțeleg că îi reprezintă, că are o asociație de familie. Se întâlnește, dau mâna cu cea mai mare organizație internațională de pe pământ și se felicită, se felicitesc reciproc cum o să facă ei vaccin la toată lumea. Și cu Bill Gates. Și, adică... Da, să știi că asta, faptul că acum nu mai au o anumită coordonare respectivă nu a fost una sistemică, ci a fost una emoțională în multe direcții. Sigur că a fost o chestie sistemică și a fost nu știu ce, dar pretextul era emoția asta, frica băgată în oase și lumea din centrele de putere sau de decizii avea scuza asta a fricii. Acum, eu cred că asta nu mai pot fi uniți. Cum? Nu, zic. Asta zic, acum ei nu mai pot fi uniți că nu mai au pretextul emoțional. Pentru că deciziile se iau la emoții, prin emoții se iau deciziile la nivel global în chestia asta. Cred că acum au reșapat asta foarte tare cu mediul. Știi? Și mai discută din nou și despre viitoarea pandemie. Încearcă cumva să recreeze. Așa este ca ciorba de potroace. Cum se face aia după anul nou? Adică încerci să mai prelungești puțin. Să reîncluzești treaba, da. Mai e party și a doua zi. Nu știu, dar oricum sunt persoane acolo care participă, care în mod evident sunt, care cred, sunt complet îndoctrinate, sunt alții care au interese. E o nebuneală generală, nu știu ce treabă avem noi cu toate astea, că nu ne explică nimeni. Mă rog, noi am încercat să explicăm noi cât de cât, așa ce înțelegem noi. Nu știu, eu am zis ce am înțeles eu din toate aceste planuri. Nu știu. Da, exact. Am stat de vorbă la marginea lumii despre ce fac unii și alții în ultima... Am stat o grămadă de vorbă. Mamă, câte ceasă. 3 ore și un sfert asta. Hai de mine, nu se ne asculte nimeni. Am aici un cronometru, da. Am un cronometru și m-am uitat, are 3 ore și un sfert. Trebuia să te zici mai repede. Hola,
să ne oprim. Poți să faci două emisiuni din asta. Le pui în două bucăți. Da, da, cred că se pot face și două, da. Da, pentru că e prea lung, cred. E clar că trebuie să ne mai vedem și face to face, nu neapărat public, să mai vorbim. Da. Și îți mulțumesc că m-ai chemat la tine. Da, eu îți mulțumesc că ai venit și că am stat de vorbă așa și eu cred că în momentul în care se mai adună subiecte de astea, după ce mai, uite, mai aduni câteva articole, le mai aducem aici și le mai întoarcem. Cu mare plăcere, cu mare plăcere și sper să mai vorbim. Noapte bine, bună și ne auzim, hai, sper curând. Te pup. Pa, pa, salută. Pa, pa.